Salutare! Noi suntem tot în Dodi. În continuare vorbim despre cartea lui Murray Rothbard, Etica Libertății, și astăzi vorbim despre capitolele 27 și 28. Isaia Berlin despre libertatea negativă și Hayek și conceptul coerciției. Da, înainte de a intra în pâinea capitolelor, o să vă rugăm ca de obicei jos să faceți partea voastră de treabă. Avem jos un buton de like, despre care avem informații că dacă îl atingeți acum, așa, mlădios, zboară video-ul ăsta în algoritmul lui Google și ne dorim cu toții chestia asta. De asemenea, dacă mai vreți să mai auziți de la noi, aveți un buton de subscribe, un clopoțel alături, în descriere sunt tot felul de link-uri cu alte locuri în care mai găsiți prezența în Dodi pe net. Tot în descriere găsiți și link-uri către un cont de cripto și unul de Patreon dacă simțiți că primiți vreo valoare aici și vreți să o recompensați în vreun fel. De asemenea, tot în descriere, n-am mai tot vorbit de chestia asta, găsiți link-ul către varianta publicată online a cărții în limba română de către Institutul Mises. Bine, e posibil să apară, și tipărită și tip text, dar nu știu dacă anul ăsta. Poate la anul. Ne dorim anul ăsta, dar poate la anul. Da. Apară. Bine, uite, o altă chestie pe care o poate să o facă urmăritorii este să comenteze. De bine, de rău, în comentarii. Nu o să zică, nu suntem de acord. Ce sunt aceste discuții în Dodi? E și o reticență, cred, față de mesaj. E mai radical, știi, nu e... Ce-am mai făcut... Era să zic Constantinescu. Cum se numește? Ioanis. Ce-a mai făcut Ioanis? Cât a mai cheltuit? No, întrebarea este, a venit azi la muncă Ioanis? Nu știm, nu ne interesează. Să ne lasem pace. Ținând cont că emisiunea e luni, s-ar putea să fi venit. Dar nu suntem siguri. Pe la un 12:30, așa. Iar no, când stălege la anul? Da. La anul. La anul o să fie tot. Cine candidează? Se pare că Ciolacu, acum dacă și-a asumat funcția de premier, da, posibil ca el să încerce și președinte. Ce-l ajută asta, să știi? Asta de premier, adică îl face mai... O să vedem, da. E premierabil. Da. Mă gândesc că o să aibă altă percepție. Nu mai văzut așa. De la țară, știi? Am fost primul între miniștri, știi? Altceva. Nu, sau poate invers. E văzut ca un de la țară. E mai... da. E mai... Lucru care s-ar putea să fie de dorit. Să știi că și ea de la țară îl iubeau pe Joana, știi? Și au pretenții. Nu știu dacă vor, chiar vor un moș în roată. Hai să revenim la, am zis că avem, da, avem două capitole, ar fi două vedete. În secțiunea asta ce vrea Rothbard e să discute niște teorii alternative liberale. Uite, eu am propus o teorie, libertarianismul bazat pe principiul non-agresiunii. Hai să vedem ce mai zic și alții. Data trecută am discutat de utilitarismul lui Mises. El a adus o critică a utilitarismului. Rothbard nu e utilitarist. Iar dacă îți aduce argumente economice, baza libertarianismului de tip Rothbard e principiul non-agresiunii, care e un principiu etic. Aici el vrea să discute de, în astea două capitole, despre Berlin și despre Hayek, două vedete, nu știu, sunt liberari clasici, ar zice, pe Berlin îl cunosc mai puțin, Hayek, na, e puțin mai cunoscut, a luat Nobelul prin 74, în economie. Care e critica lui Rothbard? Că ăștia au niște, deci critica generală ar fi că ăștia au niște definiții care te fac să califici altfel decât am calificat prin principiul non-agresiunii. Ne fac, au niște definiții prin care, nu știu, acțiuni voluntare ar fi calificate drept agresiuni și acțiuni agresive ar fi considerate normale, să zic. Ar fi validate, de exemplu taxarea pe o anumită definiție, n-ar mai fi ceva rău să ajungem și acolo. Ok, păi să începem cu Berlin. Berlin scrie prin 58 două eseuri despre
Libertate revine 10 ani mai târziu cu 4 eseuri. A crescut numărul eseurilor. Îl distinge între libertate negativă și libertate pozitivă. Dacă ne gândim la libertate negativă, ar fi cam ce spune și Rothbard, absența interferenței celorlalți. De exemplu, dacă fur pe cineva, încalc libertatea negativă, pentru că interferez banii lui, cu proprietatea lui. Ăsta, sensul ăsta n-ar fi problematic. Adică Rothbard l-ar accepta, să zicem. El are o problemă cu celălalt sens, cel de libertate pozitivă, care ar fi un fel de control. Control al împrejurărilor, al sinelui tău, ar fi chiar un fel de oportunitate. Sunt liber când am oportunități. Cam ăsta e sensul cu care operează Rothbard când aduce critici. Deci libertatea ar fi un fel de oportunitate. Deci Berlin zicea, a lăsat în teoria lui, și lucru pe care îl critică Rothbard, nu, a lăsat să alunece niște elemente din astea care ar fi, care ar suna un pic stângist. Dacă n-ai nu știu ce oportunități, păi atunci nu ești destul de liber. Nu ai posibilitatea să cutare, deci nu ești așa liber. Nu mi-e clar dacă Berlin chiar zicea că trebuie să fie furnizate de ceilalți. Da. Din ce discută Rothbard și mai încolo, cam părea asta că era, da, cam asta era sensul. Altfel, de ce l-ai criticat? Da, da. Că așa suntem și noi de acord. Da, da, dacă n-am oportunitate, tare, ok. De exemplu, dacă statul, în fața vieții nu sunt liber, dar în fața celorlalți. Vedere, deci da, cred că libertatea lui pozitivă ține și de aspecte de astea, statul să ne dea. Deci el cum deduce asta? Că ai putea spune, păi da, dar poate el e mai inocent asta, prin oportunități, are în vedere ce avem și noi în vedere prin oportunități. Uite, după Revoluție am fost mai capitaliști și au crescut oportunitățile. Știi? Omul simplu are acces la ouă, să zicem. Vremea lui Ceaușescu nu avea un acces așa de mare. Reaculare. Bine, la ce preț au ouăle acum? Da, da, sunt. Ideea, că sunt, ideea da, e că sunt. Deci ideea e că liberalismul îți oferă oportunități. Asta ar fi argumentul. Dacă ne gândim la expresia asta, egalitate de oportunitate, atât e folosită de stângiști, de leftiști. E chiar poate cea mai importantă. Asta e greșit. Cea mai importantă valoare din. Da, numai că, da, numai că sunt mincinoși. Ei zic asta. Ei sunt ca Berlin. Te gândesc la sănătate gratuită, la educație. Uite, Berlin nu se pronunță explicit, dar poți infera cel puțin din discurs. Ok, stai că deschisesem o fereastră să o închid. Ideea de egalitate de oportunitate apare la Hayek și la Friedman, Hamilton Friedman. Deci ei vorbesc de egalitate de oportunitate. Și ei vorbeau de egalitatea asta de oportunitate prin contrast cu ideea de privilegiu. Dacă statul îmi dă un privilegiu să produc doar eu pufuleți, n-avem egalitate de oportunitate. Dacă statul interzicea lui Vali să facă și el pufuleți, eram privilegiat, el nu era privilegiat. Abia capitalismul ne oferea egalitate de șanse. Și eu aveam șanse să fac pufuleți și el avea șanse. Capitalismul oferea egalitate de șanse. Caz în care, ca să lipim și buzzword-ul stângist, niciunul dintre noi nu era privilegiat. Da. Da, că nu, că nu da, primea... Da. Că nu primea. Da, deci Berlin folosește ideea asta, deci libertatea, asta îl deranjează pe Rothbard, libertatea pozitivă, libertatea ca oportunitate. Și el dă și exemplul ăsta, nu știu dacă citează pe cineva, mi se pare. Aia când, uite, Vali e angajatul meu, eu nu vreau să mai continue contractul. Și Berlin ar spune că această întrerupere de sau această necontinuare a contractului l-aș priva cumva de oportunitate, el ar fi mai puțin liber. În sens pozitiv. Eu chiar dacă asta îl zgârie pe Rothbard, deci eu nu-i fac nimic lui Vali, fur, nu-l lovesc, nu știu ce, pur și simplu nu mai continuă relație cu el. Deci, așa cum nu mai cumpăr măsline din lider, la fel nu decid să nu mai cumpăr serviciile. Forța de muncă. Și na, Rothbard nu e de acord cu asta. Da, să uite că ca paralelă cu magazinul ar fi că păi înainte găseam măsline ieftine la cutare și n-au mai adus. De ce n-au mai adus? Nu mai am oportunitatea de dinainte. A, și deci, eu cumpăram, acum câțiva ani, hai, cumpăram ieftin, m-am obișnuit,
cumpăr ieftin, am un obicei frumos, mă duc acolo. Nu mai îmi permit nou preț. Nu mai îmi permit. Și ei nu mai aduc. Să zicem că eventual nu mai aduc. Nu că e ca cu angajatorul. Zice, bă, nu mai continuăm. Câștigă, nu mai câștigă. Da, nu mai continuăm în relația. Aduc portocale, știi? Și da, un tip ca... Bine, ăsta un argument era la absurd. Berlin ar putea spune că nu e fair. Nu? Că încalci libertatea pozitivă dacă îl privezi de... Nici Rothbard nu avea nicio problemă. Ar spune că asta e piața, știi? Nu știu în ce măsură tindea el Berlin să apere libertatea pozitivă, dar dat fiind faptul că Rothbard la un moment dat îl critică pentru poziționările nonsensice împotriva laissez-faire-ului, însă cred că da, că ar fi vrut să apere. Asta am zis și eu, că aș fi încercat să-l salvez de ce zice Alexandru că e cam stâncist, dar la ce, cum vorbește nenorocitul despre laissez-faire, exact discursul critica stângista a darwinismului social. Rothbard aduce aici două replici. Una ar fi că acest capitalism nenorocit de secolul XIX oferea oportunități, deci ei chinuiți prin fabrici și nu știu ce, erau într-o stare mai bună decât ce aveau. Și capitalismul chiar le oferea oportunități. Acum tendința stângistului să compare cu situația noastră de azi. Deci nu cu ce aveau ei. Legile lor reale. Deci, strict economic, le oferă oportunități, pentru că Berlin așa definea libertatea pozitivă, nu ca oportunități. Și Rothbard îi zice, uite, economic, îl citează și cartea lui Hayek, Capitalism. Istorici, foarte interesantă, care tot așa arată că le-au crescut oportunități. Și apoi argumentul etic, că nu era o încălcare de libertate. Deci foarte chiar dacă ea munceau 10 ore, era un schimb voluntar, deci. Foarte mulți oameni își imaginează că economia e așa o forță a naturii cu o inerție foarte mare. Într-un fel, stângiștii pe asta se și bazează când își imaginează că o să crească ei taxele oricât. Oamenii nu se gândesc că toată bunăstarea asta cu care ne-am și obișnuit, de să găsesc tot felul de chestii, ok, să mai scumpesc, să mai ieftinesc, se întâmplă lucruri, vrei cu tare? Păi nu mai ești ca pe vremuri când erau lucruri noi, interesante și întrebai de unde sunt și erau aduse. Da, acum poți să-ți aduci orice, nu prea mai ai lucruri limitite. S-au învățat cu binele. Ei nu se gândesc că de când e omul pe această planetă, în majoritatea timpului n-a fost așa. Da. Deci nu... Ca să nu zic că în România și până recent n-a fost așa. Nu, ăsta e un punct pe care îl mai face de multe ori Peterson, care zice, femeile nu au fost oprimate, toți oamenii au fost oprimați. Bine, în apărarea lor ar fi că ele erau și mai opline. Ok. Sau minoritățile, adică poți. Pe de altă parte, da, e binevenită precizarea lui Peterson, pentru că dacă citești feminiști, deci ai impresia că bărbații stăteau ca baștanii, stătea tolănit, nu era Buer Oland, pe un divan. Nu știi, avea o situație mizerabilă, vai de mamă. Într-adevăr, femeile erau mai chinuite sau minorități, dar nu te gândi că bărbații erau prea departe. Mă rog, mie mi se pare că e un serviciu foarte bun pe care îl face Rothbard când discută chestiile astea, pentru că să nu fie atrăgătoare poate vreodată pentru cineva care zice, dar am găsit eu o teorie a lui Berlin și uitați ce interesant e o chestie. Zici, el ce ne zice prin critica asta? Păi stați așa că am citit-o, uite unde sunt problemele. nu mai pierdem vremea. Nu e discursul obișnuit al sângei, știi, asta cu statul să oferă oportunități. Dom'le, de ce o ducă ea rău? Păi nu, educație, știi, nu acces la educație. Ce facem noi prin poliția asta redistribuie? Oferim educație și așa. Crezi de bun. Simplu. Nu e nimic mai simplu. Problema știi care e? Că ăștia, uite, apropo de binele, de obișnuința cu binele. Deci stâncișetea din toată lumea consideră că noi acum trăim în capitalism. Trăim în capitalism care are tot felul de defecte, știi de? Ajunsuri. Da. Trăim în capitalism și ne punem problema, nu? Dom'le, cum îmbunătățim chestia asta? Păi, dar care sunt cei doi poli? Păi sunt socialismul, sunt capitalismul. Noi trăind în capitalism,
poate o soluție, o fi socialismul, nu? Dacă acest capitalism e așa de nenorocit. De Zizek și toți ăștia, asta au impresia. Dom'le, hai că putem să... Se poate mai bine. Pe când întrebarea... Și noi credem asta. Și noi credem asta. Pe când întrebarea pe care trebuie, exact, pe care trebuie să o punem este, dar oare chiar trăim în capitalismul ăsta? Că, de fapt, adevărul e că pe vremea mea, de exemplu, când am învățat eu economie la școală, da? Încă se mai vorbea despre economia mixtă de piață, adică se descria, era de vorba aia, noi ieșeam din socialism și nu se putea spune că noi o să avem o economie liberă de piață. Nu, eram în tranziție. Eram într-o perioadă de tranziție, da? Și aveam economia mixtă de piață, care ce presupunea economia mixtă de piață? Păi presupunea că mai sunt câteva companii de stat, să zicem, și o reglementare destul de acerbă asupra companiilor private. Bun, perfect. Și la un moment dat nu mai sunt companii de stat, dar reglementarea acerbă asupra companiilor private a devenit și mai acerbă. Vi se pare că am ajuns la economia aia liberă de piață? Adică care e partea din liberă? Faptul aia? Că decid majoritar, deci privații, ăsta ar fi răspunsul, știi? Ok, sunt câteva reglementări, dar uite, chiar și când reglementezi curbura bananei, într-adevăr, UE are un cuvânt de spus, dar majoritatea deciziilor producătorii de banane, știi? La ce preț să vândă. Păi, ce să folosească? Uite, să... dacă eu aș fi de acord... UE nu decide decât chestia geometrică de... Eu aș fi de acord cu tine. Eu aș fi de acord cu tine dacă aș auzi că dereglementarea, în general, așa, nu e privit ca un cuvânt urât. Dar în clipa de față, dacă tu ești un partid care vrea să facă dereglementare, să zicem, pe sectorul financiar, da? Așa... Ești privit ca ultima, adică ceva, ceva mai de extremă dreapta, de atâta nu merge, știi? Afară mai degrabă. Și la noi. No, dar nici nu suntem fi noi special. Și ce vreau să subliniez aici? Deci de foarte multe ori să fac ce alunecarea asta în povestea oficială și oamenii o acceptă, pentru că dacă despre asta se vorbește, înseamnă că asta e problema. Și observația pe care ai făcut-o tu, adineauri, este că oamenii când aud reglementare se așteaptă la apărare împotriva abuzurilor. Sunt două lucruri diferite. Deci vrem ca oamenii să fie expuși abuzurilor nesimțite ale unor producători fără scrupule, care îi otrăvesc cu banane curbate? Nu, bananele sunt prea drepte. Sunt prea drepte și nu intră. Da. Înțelegi? Nu intră, se neacă la micu. Deci exact. Că pentru copii sunt, de fapt, toate reglementările. Salvăm copiii întotdeauna. Copii. Da. Și clima. Da. Nu, dar mă gândeam dacă există studii privind corelații statistice între o anumită geometrie și, să zicem, nu știu, caracterul otrăvitor. De exemplu ar putea să existe studii că se consumă mai puțină apă ca să, când e mai curbată, știi? Că ține mai multă umbră, nu stă la soare așa cum stă și poate că de asta e mai bine pentru mediu. Deci au avut dreptate. Auzi, deci incredibil. Au avut dreptate tot timpul. Deci un argument pentru intrat în Schengen, era o discuție de curând, un argument pentru intrat în Schengen a fost: păi stau camioanele în vamă cu chestii perisabile, stau cu motorul pornit, deci poluare. Deci mi s-a părut, asta e argumentul ăla tare pe care l-ai găsit? Stau cu motorul pornit? E răspuns la... De ce? Poate fi unui ingenier. Că e răspuns la preferințele lui, știi? A, da. Care duce, când au auzit de popular. Da, l-a atacat pe butoanele lui, da, corect. Bagă-i mai repede, știi? Nu, eu zic, apropo de ce zicea Vali, că economia mixtă, nu știu dacă mai e atât de folosită. Nu e aproape deloc, e dispărut, dai cu tragi cu tun. Nu mai auzi că suntem în tranziție, dar noi am început o tranziție și mai ne-am întors în tranziție mai rău. Da, și afară se spune că noi trăim în capitalism. Trăim în capitalism. Pe de altă parte, când nu le convine, spun, păi nu, că și în America e reglementat, știi, doar nu vrei să... Deci merge pe...
Îți aplic și altă teorie, mai am și altele, știi, dacă... Nu văd asta omogenă, știi? Dar ideea, uite, dacă luăm că tot vin despre Rothbard, atâta timp cât există stat, în această societate va fi socialistă. Încă asta înseamnă. Proprietatea statului asupra mijloacelor de producție. Dacă statul produce apărare, înseamnă că societatea e socialistă. Vai, dar nu! Deci ca să ne fie clar... Să nu, da, exact. Păi cum că nu? Socialismul e proprietatea muncitorilor. Păi ce nu tot noi muncim și nu tot noi suntem statul? Că auzi mereu chestia asta. Cine muncește? Nu patronul nenorocit. Sunt două definiții aici. Uite că oamenii spun că nu a fost aplicat comunismul, au în vedere asta și asta e corectă poziția, că n-au deținut muncitorii efectiv. Doar că liberalii clasici, libertarienii, folosesc și definiția asta, proprietatea statului. Asta nu știu de prăviț. Deci nu trebuie să fie neapărat muncitor. Pot fi și burghezi, pot fi și naziști, pot fi oricine, nu contează cine. Adică există și utilizarea asta. Dacă îți spun comuniștii, păi uite că n-au... Auzi, dar de fapt comuniștii și ei au un fix cu proprietatea. Doar că să nu fie privată, ci să fie a cui vor ei. N-a zice că, uite, totuși evită. Deci limbajul lor e altfel construit, știi? Deci au folosit retoric și chestia asta, că noi nu suntem cu proprietatea. Nu zice Marx, eu vreau proprietate, îmi place proprietatea, zic nu. Noi vrem ca această proprietate să fie distribuită echitabil, să nu știu, au un alt jargon. Da. Nu zic și noi credem în NAM, doar că noi avem colectivă da. E drept. Nu, ei merg pe chestia aia care a prins într-adevăr. Deci dacă oamenii trăiesc cu impresia că dacă noi trecem în comunism, nu mai există inegalitate și nu mai există egoism. Deci trăiesc cu chestia asta. Ce să dai? A prins mesajul. Da, bine, am mai speculat noi. Eu cred că a prins din cauza că oamenii simt în viață așa că sunt multe neajunsuri. Viața nu e ușoară. Și li se pare că i-a furat cineva și când te gândești că poți, printr-o mică magie, un sleight of hand, să ai mai multe lucruri, oamenii de multe ori simt că le merită. Păi chiar așa, de ce stai așa sărac? Că doar am fost bun, am trecut bătrânica strada, am muncit, mi-am plătit taxele, de ce alții are și mai nu are? Uite, asta e ok, pe lângă faptul că ceea ce a adus Alex în discuție acum este imnul socialismului, da, ăla care e bazat pe invidie, de ce alții are și eu n-are, dar tot o altă chestie pe care a spus-o Alex și peste care merită să ne aplicăm puțin, e exact asta și s-a mai discutat un pic înainte și o să mai revenim la ea și când discutăm despre conceptul coerciției așa cum îl vede Hayek. E cumva împământenită prin generația actuală percepția că pentru că motiv, de obicei motivul este anul curent, da? Suntem acum în anul curent plus 8, că prima oară cu anul curent s-a discutat în 2015, pentru că suntem în anul curent plus 8, trebuie să... ceva. Da? Deci, să fii și noi la zi. Și acel ideea. Ceva merge de la trebuie să fie toți copiii educați, trebuie să aibă... E curați. Da, trebuie să aibă toată lumea o mâncare, trebuie să aibă toată lumea un job, trebuie să aibă toată lumea un salariu decent. Și un concediu decent. De ce nu? Trebuie să aibă toată lumea. Dom'le, trebuie. De ce? Pentru că suntem în anul curent plus 8. Adică nu mai e ideea, nu e ca și cum... Învăța cu bine. Da, exact. Într-un fel asta putem spune, că pe de-o parte s-au învățat cu binele, pe de-o parte s-au învățat cu binele din cauza afluenței atât de mare adusă de revoluția industrială aia mult blamată și de... după aia de revoluția informatică, de capitalismul ăla dezlănțuit din America și atât cât a făcut el puricii prin restul lumii. Istoric vorbind, întotdeauna
libertatea economică a adus după sine bunăstare, a adus după sine progres, a adus după sine tot felul de lucruri. Spre exemplu, îmi vine în minte mereu, aș putea spune că ăsta a fost înainte să aud eu ceva de libertarianism, înainte să aud eu ceva de orice, am tras această concluzie din istorie, uitându-mă în perioada anilor 1300, da, deci înainte de Revoluția Industrială, înainte de orice, la orașele din jurul Mării Baltice, care au format atunci Liga Hanseatică. Acum, Liga Hanseatică în sine, departe de a fi o economie liberă de piață, chiar din contră. Însă, ce era, era extraordinar de diferit, ca de la noapte la zi diferit, față de situația precedentă. Situația precedentă fiind aia în care guvernul în sine, guvernul respectiv, adică prințul local, baronul, contele, whatever, da? Guvernanța, conducerea. Avea dreptul să taie și să spânzure, inclusiv să te lase să te organizezi. Nu existau, cum să spun eu, nu existau muncitori liberi, producători liber. Tot ce se producea trebuia să fie la curtea nobilului din regiune. Da? Așa era în feudalism. Da? Și dacă nobilul n-avea nevoie de lemne, de cărămizi, de tot felul de alte chestii, atunci alea nu se produceau. Dacă dintr-o dată au existat niște orașe libere în care schimbul măcar s-a petrecut liber între negustori. Dintr-o dată, în toată zona aia, a explodat din punct de vedere economic. Pe baza ce? Pe baza faptului că a apărut o cerere, au apărut orașele astea, au apărut mini-industrii locale, da, de zona respectivă. Dacă vă plimbați acum prin zona Mării Nordului și zona Baltică din Germania, respectiv Olanda, o să vedeți și astăzi cărămizi făcute atunci, adică cu 700 de ani. Da? Și pe lângă chestiile astea, odată ce a început să apară un pic de bunăstare, au început să se mai dezvolte în zona respectivă și arta, lumea a început să aibă un standard mai bun, au început să moară mai puțin. Acum, într-un final au avut ghinion, adică astăzi poate că trăiam și vorbeam, era mult mai cunoscută perioada asta a Ligii Hanseatice de înflorire economică, dacă nu venea ciuma bubonică peste Europa, care a terminat, a închis orice fel de trading pentru anii negri. A fost așa ca o pandemie? Ca una pe bune. Nu, problema e eternă, că nu e că vreau să ne învăităm, dar nu e mesajul ăsta liberal. Uite, mă gândeam la America. De la Jefferson, dacă e Jefferson până la 1900, nu știu, 50, ce gânditori libertarieni, liberal, clasici ai avut în America? Ai avut Spooner, Pitacră în secolul 19, să zicem, de anarhocapitalism, dar sunt oameni izolați acolo, deci tu noi... Abia în anii 70 au o explozie de gânditori libertarieni, Rothbard, Friedman, nu zic. Dar ideea e că în toți gânditorii lor sunt socialiști. Păi dacă tu 200 de ani auzi numai gânditorii socialiști, asta o să crești și tu, știi, o să... Bine, aici el mai face referire și nu neapărat la gânditori, cât la istorici. Atunci când îl apostrofează pe Isaiah Berlin... cu cunoștințele sale care sunt sub mediocre în ceea ce privește și da, cel mai probabil mainstream-ul are parte de aceleași cunoștințe sub mediocre atunci când îi privește istoria Revoluției Industriale și aș adăuga eu aici, deși Rothbard nu o spune, istoria Marii Depresiuni din America, care iarăși e un subiect foarte mistificat din punct de vedere politic de către istoriografii respectivi,
Dar Rothbard spune aici că e că Berlin dă dovadă atunci când critică felul în care muncitorii își trăiau viața în orașe comparativ cu viziunea idilică, mai vorbeam noi, pe care o avea Marx asupra acelor țărani fantastici, care în cea mai mare parte a timpului nu existau, pentru că erau prea ocupați să moară de foame. Dar cred că și Marx îți concede un de-asta al capitalismului, crește nivelul de... Deci este faza aia care precede, știi, socialismul, apoi comunismul. Adică și el admite, eu am auzit la... din filozofie chiar și argumentul ăsta, stai că să mai trec din capitalism și prin anul 3000 mai vorbim de comunism. Adică trebuie să-și dezvolte contradicțiile capitalismul să dezvolte. Deci omul nu renunța să știi la... Nici nu vreau să-i dau numele. Adică Marx admitea că îți scoate din sărăcie. Mai degrabă Engels era cu aia cu... Se mută la... Dar erau contradicțiile alea interne, știi? Chiar dacă dau ăștia, le crește... Cât ții standardul de viață, se mulțesc. Se mulțesc și se duc banii, știi? Se mulțesc ca iepurii. Asta era una din contradicțiile capitalismului, știi? Dar intervenția mea era legată de asta, că și el îți admite că în capitalism îți crește gradul de dezvoltare, știi? Față de feudalism, față de... Deci, uite, apropo de contradicțiile astea inerente, dacă stăm să ne uităm cumva în mod bizar, când a dat de comunismul acerb, dacă problema era că se înmulțesc, asta vreau să zic, da? Când am dat de comunismul acerb, cumva era stimulată creșterea populației, chiar și artificial, da? Ținem minte de un decret foarte hulit printre lumea mondenă de astăzi, da? Motivul în spatele acestui lucru era că atât statul are nevoie pe de-o parte de forță de muncă, pe de-o parte de carne de tun, da? Că acolo așa funcționau lucrurile. Și spuneam că nu numai în România, da? Dar uite, și în India, cea hipersocialistă, tot la fel ai o explozie de populație, la fel ai și în China. În China hipersocialistă au avut, deci cu toată foametea cauzată, cu tot genocidul cauzat în China, da? China a explodat ca populație în perioada socialistă și, bizar, de când și-a deschis economia și a început lumea să dea de bunăstare, cumva a început să se stabilizeze, ba chiar mi se pare că, nu mai știu, a intrat în declin sau a avut primul an de zero creștere, ceva de genul ăsta. Ipoteza aia sociologică. Inclusiv și în România e același lucru, scuze, spune. Păi, peste tot e ipoteza aia sociologică, psihologică, nu știu cine a formulat-o, că pe măsură ce crește standardul... Marcă Becker. Copilul nu mai e factor de producție, nu mai e care să-ți aducă venituri, să nu știu ce, știi? Apoi mureau. Aveai 10, 3 au 3, știi? În clipa în care n-au mai murit, da, lumea a început să învețe, da, că nu... Apoi copilul acolo la oraș nu mai e ca la țară, știi, să nu știu ce? Nu, nu mai e un aset productiv. Nu, e copil, e ca o pisică, știi? Te raportezi estetic, nu mai vezi nu ca economic. Nu e ca o pisică. În sensul ăsta de raportări estetice, știi? Nu numai, mai ai o chestie în care oamenii au dorințe mai multe, ai și mai multe într-o lume mai liberă, capitalistă, oamenii își doresc mai multe pentru copiilor, investesc mai mult în mai puțin exact, copii. Asta vreau să spun și eu, că, faptul că copiii acum nu mai mor așa de repede, din punct de vedere economic, înseamnă că sunt o investiție sigură, mai sigură decât era înainte și deci îți permiți să investești mai mult până când ajunge la maturitate, din punct de vedere economic. Dacă înainte vreme îți scoteai, cum să spun, începeai să-ți scoți randamentul investiției din clipa în care îl trimiteai la semănat pe câmp sau la culeștiuleț sau
în mine, de ce nu, da? Ca pe vremea respectivă, ok, acum nu mai, acum vezi că și de ce? De ce era și o chestie de genul ăsta? Păi putea să moară. Putea să moară poi mine. Și nu dădea cu plus, ok. Și sună urât ceea ce spun. Doar că, cum să spun, nu spun că asta era motivația părinților. Dar la un nivel meta, legile economiei funcționează peste toate acțiunile umane, inclusiv și peste astea. O să faci o observație că acum de la prea multă bunăstare ai două dinamici. Mi se pare că mulți, dar cine sunt eu să-mi dau cu părerea, dar mi se pare că mulți părinți exagerează și stau pe capul copiilor și pun să facă o grămadă de chestii și să nu încerc să nu fiu înțeles greșit. E foarte bine să expui copiii la variante, dar mi se pare că mulți părinți exagerează. În loc să își vadă cât de cât de descoperirea lumii, copiii sunt băgați în tot felul de domenii. Du-te, învață un instrument, învață nu știu ce sport, învață. Ok, e haios, dar sunt, too much. Sunt, să zicem, așteptări mult prea specifice și poate nu da. Întotdeauna, așa cum nu toată lumea e făcută să joace pe bursă și să facă investiții, tot așa ai nevoie și de o anumită educație economică în ceea ce privesc investiții, mă rog, economică între ghilimele, în ceea ce privesc investițiile în acest tip de asset capitalizabil, cu formă umană, da? Care îți poartă și numele. Și pe de altă parte, mi se pare că oamenii au ajuns să aibă pretenții prea mari. Deci ai așteptări din astea în care polițiștii trebuie să fie perfecți. Am auzit de curând de o problemă care a fost acum 2 ani, dar mă rog, în care polițiștii nu erau antrenați. A fost o situație groaznică și ei n-au gestionat-o. Auzi, perfect. Sau nu știu care e pretenția oamenilor. Dar criticile erau despre perfecțiune. De ce n-ați făcut cu tare? De ce n-ați făcut tare? Și, mă rog, apărarea era, păi, n-am avut instrumente, n-am avut antrenament, n-am avut nu știu ce. Aceeași pretenție o ai și la sănătate, de multe ori. Păi, de ce a murit cu tare? Asta este viața, se mai întâmplă să moară. Așteptarea este că tu... Ție trebuie să-ți vină ambulanța în vreo 15 secunde de când ai sunat. Adică suni bună ziua, ambulanța, da, vedeți că suntem la ușă. Asta, unu. Și odată ce mi-am făcut datoria să sun la ambulanță, omul ăla trebuie să fie salvat. Dacă n-a fost salvat, cineva a făcut o greșeală. E o obișnuință din asta, oarecum, nu știu... Nu știu de unde ar apărea obișnuința asta. Zice că s-a așteptat lumea, știi, în piața liberă. În piața liberă poate chiar așa ar funcționa, știi? Poate. Nu da, acolo e clar, îi penalizezi, zici, nu mai au abonament de la voi, pentru că sunteți praf și vă fac și reputația praf. Dar aici la stat, oricum are praf reputația, așa că la cine aștept? Să te aștepți în vreo oră să... Dacă vine nu, da, mă gândeam de ce ziceam că la piața liberă și asta, mă gândeam că, uite, dacă tot le place cu AI-ul predictibil și așa, păi ai toate, cum îi spune, ai toate informațiile omului, da, ce a mâncat, ce nu știu ce, eventual ai și un IoT, Internet of Things, care să-i spună ceasul, ia tensiunea, vede cum, poate ia și pulsul, vede că iese din parametrii clasici și atunci direct ca pe Bolt, da, trimite preventiv o ambulanță în zonă, că atunci când vede că începi să faci numărul, deja să știe și îi dă și drumul înainte. Și se întâmplă ceea ce a spus Alexandru după aia. Da, știm, suntem deja pe drum. Mai dihai. Dar pentru asta cineva trebuie să facă mulți, 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 mulți bani, pentru că dacă toate poveștile astea pe care le-am spus acum ar fi de stat, ar merge mai prost decât merge astăzi. Bine, ce s-ar întâmpla dacă ar fi ai condus de stat? Te-ai duce noaptea în mod ilegal să mănânci ceva, nu s-ar deschide ușa de la frigider.
Pentru că ar fi reglementat. Da, pentru că de fapt și de drept, asta e ceea ce vorbeam mai devreme. Un sistem bazat pe individ, pe suveranitatea individului, ți-ar deschide ușa de la frigider, dar poate că i-ar spune companiei tale de asigurări medicale că ai mâncat la ora aia, da? Pe când un sistem care este bazat pe colectiv, pe colectivism, pe un care individul nu este suveran, cineva, o entitate, o comisie științifică pentru alimentație ar decide că după o anumită oră nimeni nu are voie să mănânce și atunci nu s-ar mai deschide ușile frigiderelor. Bine, într-un sistem de ăsta, te poți întreba dacă într-un sistem de ăsta centrat pe nevoi are sens să ai frigideri. Da, că ți-ar veni... Nu, că ți-ar veni numai ce ai voie. Nu, mă gândeam că nu-l folosești. Dacă un sistem comunist... Îl poți avea, dar pentru alte funcții. Este, de ce, nu știu, să fii un postmodern, să nu știu... De status social. Pictură abstractă, dar nu ca să conțină mâncare. Hai să nu știu dacă mai avem ceva la Berlin. Hai să trecem la Hayek. Știu că avea mi-e greu să-mi aduc aminte valid, dacă poți citești tu definiția coerciției pe Hayek. E una lungă aia cu control al... Hayek definește coerciția într-un fel mult mai... Deci problema pe care o are Rothbard cu Hayek este, așa cum am spus și din titlu, conceptul de coerciție, felul în care definește el coerciția. Spune așa că Hayek începe foarte bine definind libertatea ca absența coerciției. Până aici suntem cu toții de acord. Problema vine atunci când te apuci și definești coerciția în felul următor. Drept controlul mediului sau ale circumstanțelor unei persoane de către o altă persoană, astfel încât pentru a evita un rău mai mare, el este forțat să se comporte nu în acord cu planul stabilit de el și cu voința sa, ci pentru a deservi scopurile unui alt om. Sau, dacă aia nu vi s-a părut destul de complicată, mai există și alta. Coerciția se întâmplă atunci când acțiunile unui om sunt făcute pentru a servi voința altui om și nu în scopul proprii, nu în scopurile sale proprii, ci pentru a deservi scopurile altuia. Da, amână cu ideea din prima, știi? Adică ideea e că tu acționezi în raport cu voința altuia, nu cu voința ta. Și uite, îl discute niște exemple. Uite, nu mi-e clar dacă le-a dat chiar de Hayek cu soțul morocanos și cu soția săcăitoare. Da, le menționează. Ideea e că ele ar fi, care pentru, nu știu, un libertarian, ca noi să zicem, Rothbard, nu e coerciție că sâcâie soția asta, nu înseamnă coerciție, nu e furt, nu e lovire. Bine, nu e... Înainte de a ajunge, înainte de a ajunge acolo, că problema e așa că Hayek spune la un moment dat că amenințarea cu forța sau violența aplicată sunt cea mai importantă formă de coerciție. Ceea ce lasă loc de înțeles că mai sunt și altele. Una dintre ele fiind ceea ce a descris Costel mai devreme. Da? O soție care te bate la cap, te cicălește, o soție cicălitoare. Sau... Nu, da, se potrivește cu definiția lui că soțul a cicălit, acționează în acord cu voința ei. Zice să nu se mai ducă la cârciumă, nu se mai duce. Deci îi servește interesele ei, nu interesele. Seamănă cu definiția aia lungă și enervantă. Păi normal că seamănă, că tot el a spus-o, da. Deci ce îl deranjează pe Rothbard e că are o definiție atât de largă încât intră și situații de-astea voluntare. Deci pentru noi n-ar fi un soț morocănos, nu e un caz de agresiune. Și de fapt asta este și problema, că atunci când am auzit prima oară definiția asta, mă gândeam la asta, că ar trebui să fie evident din avion că riști să iei în calcul exact ce vorbeam data trecută.
scopul, cum să spun, scopul tău care este liber ales. Da, de exemplu, uite, de exemplu, într-o tranzacție, da? Să zicem că Alex are un pix și eu vreau un pix și prin urmare îi dau 5 lei și el îmi dă un pix. Da? În cadrul acelei tranzacții, scopul meu era să iau un pix, scopul lui Alex era să ia 5 lei. Ne-am întâlnit, chiar dacă am făcut o acțiune care poate fi privită independent, ca fiind eu i-am dat 5 lei lui Alex, deci eu i-am deservit scopul lui de a lua 5 lei, nu, eu mi-am deservit scopul meu de a lua pixul. Da? Și scopul ăla a fost liber ales. Și aici vine problema unde mi se pare că toată lumea tinde să cadă în capcană și mi se pare ok felul în care o explicitează Rothbard mai încolo, o să discutăm și despre asta. Că atunci când nu ai o percepție clară asupra a ce constituie coerciție sau, cum vorbeam noi acum două emisiuni, agresiune, da? Atunci nu poți să ai o percepție clară asupra ceea ce înseamnă un scop liber ales. Good point. Noi nu pretindem că lucrurile trebuie să stea cum zicem noi. Că ai zis tu o chestie clară. Da? Când vorbim de lucruri clare, vorbim despre lucruri care pot fi verificate, să n-aibă disonanțe, să fie consistente logic. Într-un fel asta face Rothbard aici, nu? Demontează logic niște lucruri, arată niște contradicții. Eu când am citit capitolul ăsta mă gândeam, uite ce important este ca cineva care se apucă să dea definiții sau să emită judecăți de valoare să fie echilibrat psihologic, să nu aibă bagaj, să nu fie... Cum pare că exemplele astea lui Hayek sunt așa foarte personale într-un fel. Ok, poate nu e cazul. Sunt vagi, sunt generale, adică orice, deși ăla cu pixul îl poți... Uite, dacă îl privești unilateral, zice, a, păi doar Valii a servit interesele și a fost coerciție, știi? Poți aduce... Bine, asta e mai greu, știi? Da. Dar chiar și ăla cu soțul morocănos pot spune că și soția își satisfac interesele reciproc, știi? De da, faptul că rămâne în... Bine, cred că mai degrabă cel mai interesant exemplu de ceea ce ai spus tu este, dacă ne întoarcem un pic la capitolul precedent, este la Isaiah Berlin, da? Care a luat frumos un concept, l-a așezat pe masă, a încercat să-l rafineze un pic așa și s-a trezit că dă peste economia liberă de piață și laissez-faire. Acum, dacă tu ai o problemă mare cu laissez-faire, normal că o să iei conceptul ăla, adică ai două opțiuni, ori o să-l iei și o să-l arunci la gunoi și o să zici, eu nu m-am gândit la așa ceva niciodată, ori, cum a făcut domnul Berlin, o să iei conceptul și o să-l schimonosești până când nu o să mai rămâne nimic din frumusețea originală care era acolo. Adică, într-un fel, ce spune Alex este că dacă te apuci și culmea, uite, ca să nu treacă, deși am mai vorbit de el odată, dar ca să nu treacă un episod fără să facem referire la Peterson, asta e ce zicea și Peterson când zicea să-ți faci curat în cameră. Nu vă uitați la cum arată camera asta, da? Dar dacă te apuci, dacă vrei să te apuci să pui ordine în lume, începe cu microcosmosul pe care, pentru care poți să deții poziția de Dumnezeu. Dacă reușești să-l scoți pe ăla, măcar ai o demonstrație că nu ai destule contradicții interne care să te împiedice să faci treabă bună atunci când încerci să te aplici la un domeniu mai mare. Bine, la un argument probabilistic, știi? Dacă nu-ți faci și curat în cameră, nu o să salvezi nici planeta, știi? Că poți avea situații în care unul are o cameră praf și salvează planeta. Sau unii salvează pe alții. Mai degrabă pe alții. Problema era că dacă vrei să te salvezi pe tine, trebuie să
Problema pe care a spus-o Alex și am vrut să o întăresc și eu este asta, că dacă tu nu ești capabil să urmezi un argument de la A la B și să respecti regulile argumentului oriunde te duce, dacă descoperi că nu te duce undeva bun și ai reverificat premiza, asta e, nu te-a dus și premiza stă în picioare, asta e, nu te-a dus undeva bun, asta e. Ăsta e argumentul, acolo ăsta e adevărul, știi? Adică dacă tu nu ești dispus să te înclini în fața adevărului atunci când dai cu capul de el... Știința nu presupune să masezi datele până îți dă ce vrei tu. Citam într-un articol, erau discuțiile astea pe vremea lui Cromwell, 1600, iar oamenii regaliștii, cred că inclusiv Cromwell, aduceau argumentul ăsta, păi dacă noi respectăm întru totul drepturile individuale, asta înseamnă anarhie, ăsta e consecința. Și na, ăștia erau liberalii atunci. Erau încurcați, da, vai, da, la erau. Sol. Întice libertarienii contemporani zic exactly, știi? Deci exactly. Nu mai au nicio problemă, dar ideea e că a luat cu 300 de ani, știi, în care... Da, dom'le, Cromwell avea dreptate, așa e. Oamenii trăiesc cu aceste contradicții, deși Berlin vrea o chestie cu de toate. Vrea și libertate negativă, vrea și pozitivă. Păi nu merge, că se contrazic, știi? De ce mi se pare că am înțeles eu din critica adusă lui Hayek? Hayek mi se pare că vorbea despre ce-am numit abuzuri de putere. Ai tot felul de angajatori, ca și în exemplu ăla. Ai angajatori care încurcă, schimbă, rămâne unul... Care era la Hayek, exemplu? Unul rămâne singur angajator într-un oraș. Are o criză, sau... De exemplu, o criză economică și șomerii sunt vai de mama lor, nu mai găsesc. Nu mai... Deci o situație de asta cu mult șomaj, cu... A, asta era o criză de ape. Pe... Da, ai o criză de apă și ăla spune... Prețuri mari. Un preț nesimțit. Da. Ai, ăsta cred că e dat de Rothbard, nu de Hayek. Ai o epidemie și ăla pleacă. Epidemiologul șef. A, da, medicul, da. De la noi în pandemie, unde n-a plecat. Ba chiar au apărut unii noi. Ăsta pleacă și ideea ai... Ar fi coerciție pe definiția lui Hayek, pentru că el și cum era aia și nu mai servește interesele, servește pe ale lui, mă rog. Da, da, da. Da. Uite, aici e interesant. Aș chiar aș vrea să discutăm exemplul ăsta în detaliu, pentru că mie mi s-a părut foarte bun, mai ales pentru a explicita problemele. Deci el spune așa, definiția lui Hayek este deci ok, hai să o luăm altfel, am spune așa, că dacă există o așezare omenească, da, vin niște oameni și se așează undeva și au concepția, ideea că acolo va fi mereu apă de băut. Ok, și cineva în zonă deține un izvor. Sunt mai multe izvoare în zonă când vin ăștia, nu e nicio problemă. Dar pentru că există schimbare climatică, nu știu, din unele motive seacă toate izvoarele, mai puțin ăla care e proprietatea privată a lui Gigel. Fără să fi făcut Gigel vreo mânărie, da, asta spun, că în mod natural seacă izvoarele. Ok. În acel punct, Gigel a devenit un monopolist natural al resurselor de apă proaspătă pentru zona respectivă. Și dacă Gigel nu vrea să le vândă, adică Hayek începe și spune, dacă Gigel nu vrea să le vândă apă concetățenilor săi la un preț normal, decent. Exact. Decent. Așa? El face abuz de putere și îi corupe, face act de coerciție asupra. Coerciție, da? Face act de coerciție asupra. Coerciția asta, care era definiția? Control al împrejurărilor prin care ei acționează în acord cu voința, cam asta ar fi, da. Esență. Da. Adică ei ar vrea să cumpere apa cu 5 lei și Gigel zice: "Păi stai puțin, că prețul se stabilește la intersecția între cerere și ofertă, e vreo 50 de lei apa.
Și de 45 de lei el face act de coerciție din punctul de vedere al lui Hai. Și la o primă vedere, cam asta ar fi și părerea mainstream. Da, ce? Cam asta, cumva ei au un drept la apă și asta e. Rothbard mi se pare că vine aici cu un argument foarte bun, că spune în felul următor că diferența în sine nu poate să fie, deci diferența pe care o face coerciția trebuie să fie o diferență de tip, o diferență semnificativă de tip, nu poate să fie o diferență de grad. Nu poate ca la 5 lei să nu fie coerciție și la undeva între 5 și 50 să treacă să devină coerciție. Pentru uh-huh. că, pentru că este ceva complet diferit. Da? Cred că el zice că și ăla e preț de piață și ăla a nesimțit. Rothbard, da, bineînțeles. Păi asta am spus și noi mai devreme. Numai că... Nu, da, hai, cred că ar fi folosit chestia asta, că nu, 5 e ok, 50 nu e. Numai că, Rothbard, da, 5 e ok atunci când tu aperi problema calculațională a lui Mise și te-a pus să calculezi tu care sunt prețurile corecte. E o contradicție pe acolo, nu o să stăm asupra ei foarte mult. Numai că Rothbard răspunde și mai tare la chestia asta. Spune așa, izvorul ăla e izvor sfânt. Are apă sfântă. Pentru ăsta nu e de vânzare. E ceva religios. E ca și cum te duce tu la o catedrală să bei apă din fântâna arteziană care e în Clou, în, mă rog. Încă aia n-ar fi atât de religioasă pe cât teoretizează Rothbard, de exemplu ăsta. Deci pentru el apa aia nu are preț. Îmi gândesc că ți-ar aștepta că nu e coerciția asta cu arteziana din Vatican. Deci te-ar taxa doar dacă ceri bani, știi? Normal. Să ce? Cer bani să ce-ți bei din ea? Nu, n-ar zice că e coerciție dacă e ceva religios. Ar zice că e coerciție, da, că tu le încurci planurile lor și nu știu ce, doar când triplezi suma. Deci dacă nu le dai apă, dacă deci nu le dai apă pe motive deci religios, ar fi ok. Deci dacă e amor. Deci, și aici avem încălcată, dacă Hayek chiar ar spune chestia asta, deși eu nu cred că ar spune-o, pentru că încalcă prea flagrant regula transitivității. Da? Atunci când ai preferințe și spui că preferința mea este... Ei nu și-au format planuri. Nu și-au format planuri. Ăia, victimele. Ai apă religioasă, nu ne planuri. Păi da, nu, da. În izvorul ăla aveau comercial. Da. Aveau planuri. Nu, n-aveau planuri. E aceeași situație, numai că... deci gândește că seacă toate izvoarele. Și ăla nu vinde nimic. Și rămâne doar ăsta religios. Ăsta nu vinde. Ăsta oricum nu vinde. Într-un fel poate să zică, nici nu e apa mea, e apa Domnului, e ceva... Eu așa l-aș reconstrui pe Hayek. El are chestia cu planul, că mi-ai durea planul, mi-ai stricat planul, știi? Păi nu, planul... El nu și-a făcut planul pe care l-a spus Hayek în ceea ce privește cei care au construit așezarea acolo, este că ei și-au făcut plan că va fi mereu apă disponibilă. Așa, așa ar intra așa. Pentru că sunt izvoare în zonă. Da. Ei. Și așa ar intra și ăla. Da, zici că era religios, mă rog. Observația aici pe care vreau eu să o fac este că de foarte multe ori ni se întâmplă lucruri din astea, dar nu sunt așa dureroase. Nu? Când te gândești că mor oamenii de sete, sunt exemple tipic libertariene din astea, dure. Dar sunt o grămadă de situații în care oamenilor li se pare normal că cu tare lucruri era de la sine înțeles. Există așa un fel de aură de bun simț care îmbracă toate lucrurile și bunul simț totuși nu e de fapt niciodată clar. Păi nu, unii cred că e de bun simț 5, unii cred că e de bun simț altceva. Nu, eu zic că e de bun simț că să nu lași oameni să... Moral. Nu lasă moară de sete. Da, asta e partea de bun exact. Simț. Oamenii nu define socialismul ca fiind colectivizarea mijloacelor de producție. Oamenii define socialismul ca being nice with other people, știi? Ah, da. Să ajuți
Deci se folosesc de chestia asta morală în care noi suntem de acord că e normal să ajuți un om, știi? Yes. Ești la o fântână și îi dai apă, știi, să bea. Dar îi folosesc chestia asta și ascund partea de coerciție, de nu știu ce. Egoismul lor. Vreți din banii de la stat și nu știu ce ești. Nu, dar, vin doar cu partea asta luminoasă, știi, doar? Contrastul... Trebuie să ajutăm săracii? Păi cum să nu? Contrastul poate fi făcut și cu niște lucruri de bun simț pe care le-am discutat, despre bun simț, pe care le-am discutat altă dată cu alți oameni. Care, într-un exemplu de genul ăsta, ideea era, mă, dacă ăla rămâne cu niște apă, îi lași pe toți să vină să ia apă, că seacă și ăsta singurul. Trebuie să dai puțină apă, dar egal la toți. Păi e o chestie cine, de asta de bun simț. Garantează asta? Care instituție aia care îți garantează că nu se duce dracu apa aia? Dacă vine privatul, în două zile s-a terminat cu apa. Dacă vine statul, are chestii de inginerie, de calcul, de nu știu ce. Știe că în putul la peste 50 de ani, nu știu ce, se regenerează și... Statul îți garantează, știi? Că ajunge la toată lumea, nu? Cred că asta e. Întrebarea okay. E dacă și Hayek ar fi de acord cu ideea asta sau nu. Aici am două mici chestii de observat. Eu, poate mai mult pentru mine. Deci, o resursă devenită rară nu devine un drept pozitiv. Nu spus așa. Și pe de altă parte, nu... Hai să explicitez eu ce vrei, ce spui tu, să încercăm să punem într-un mediu în care toată lumea să înțeleagă, da? Să zicem așa, că o resursă devenită rară ar fi acum, cum să spun eu? Bun, hai să spunem așa, avem următorul exemplu. Un el și o ea să iau. Ea stă acasă, el lucrează. Da? Ea este o resursă rară pentru femeile din lumea de astăzi, da? Raportat la femeile din lumea de astăzi, da? Ok, dar ea are acces la tot felul de resurse financiare pe care nu este, să zicem, calificată să le obțină, da? Aici batem un pic toba ca să ne audă și feminiștii. Da? Bun. Ea nu e calificată să obțină toți banii ăia de care se bucură. Banii de la bărbați, da? Care îi asigură un anumit stil de viață. Da? Și să spunem că nu este genul de femeie care să trebăluiască, să rănească în casă. Da? Că bărbatul ăla are destui bani și angajează și o bucătăreasă și o menajeră și un grădinar. Și cum era visul odată de la telenovelele spaniole. Da, perfect, bun. La un moment dat, el își găsește pe alt. Una mai tânără, să zicem. Da, până acum nu e nimeni șocat, n-am spus vreo poveste care nu s-a mai imaginat. Îți găsește una mai tânără și bagă divorț. Lu prima. Și bagă divorț lu prima. Și dintr-o dată, resursa financiară pentru ea a devenit rară. Da? De unde dinainte era din abundență, dintr-o dată a devenit rară. E, dacă avem un stat foarte socialist, ea se duce la judecătorie și spune, păi eu m-am obișnuit, și chestia asta se întâmplă din păcate în Statele Unite, zice, eu m-am obișnuit cu un stil de viață. Prin urmare, onor tovarășul care pleacă. Și apropo, noi am spus chestia asta, am descris situația că ăla și-a găsit pe una mai tânără. Dar poate ca ăla să se fi supărat că a prins-o pe asta, că și-a tras-o cu grădinarul. Că și așa se poate ajunge la divorț. Nu l-a angajat, da? Bine. Însă... A greșit când l-a angajat. Însă, nu, că poate să angajeze și o grădinărie, să reasă și să se întâmple același lucru, știi? Că suntem în anul curent plus 8. Și spuneam că, indiferent de motivul pentru care se dă divorț, ea vine și spune, eu m-am obișnuit cu un standard de viață. Adică eu am aceste așteptări. Nu vreau să mi se ia acest standard de viață, guvernul, legislația face ceva.
Și guvernul legislației a făcut ceva și ăla în continuare trebuie să, adică în mare parte din lumea așa numit civilizată între ghilimele, el trebuie să îi susțină standardul de viață și după ce a plecat. Și de obicei ce se întâmplă? Se întâmplă că ăla o să trească să plătească casa din care va fi forțat să se mute, cu grădinarul, bucătăreasa și ce mai era, o menajeră. Da? În continuare, acolo, la el în casă, care nu mai e a lui, că trece pe numele nevestesei. Da, lucruri da? Care se întâmplă astăzi în unele părți de... Și este... Statele Unite. Este privit ca un drept pozitiv. Din punctul ăsta de vedere. Da. Este normalizat. Da? Dacă este, presupun că este privit un drept... așa, vă dați seama de ce nu e ok. Auzi, un drept pozitiv, privit pozitiv. Când, de fapt, noi... Nu privim pozitiv în dreptul pozitiv. Nu, ar fi un drept negativ dacă ea printr-un contract și ar fi... Și el ar fi consimțit asta, ar fi semnat asta, mi-asigur. Un... Da. Mă gândesc că, uite, o parte negativă la chestia asta ar fi zis un Saul, e că-ți scade numărul căsătoriilor, știi? Un asemenea dacă contract? Dacă tu pui, da. Dacă tu pui condiții de astea. N-are sens să te mai întreb după de ce. Lumea de obicei se așteaptă că... Lucrurile sunt de la sine înțelese. Toți ne lovim într-un fel sau altul de lucruri din astea. Deci trăim într-o lume umană care e complexă și nu putem să stăm să scriem și să discutăm toate amănunțelele unor înțelegeri, stări de fapt. De exemplu, între noi acum există o înțelegere nescrisă, nu trebuie scrisă, de-aia sunt ele negative. Da? Că nu mă apuc să țip acum. De ce? E, nu folosește nimănui, e nepotrivit, e deranjant. Mă rog, nu facem un pomelnic despre de ce nu mă apuc să țip. E o chestie nescrisă, e înțeleasă. De obicei, așteptarea oamenilor este că când se schimbă ceva, cineva poate să abuzeze de putere pentru că încalcă lucruri din astea nescrise. Da, era clar că, uite, ce ai zis tu, moral, nu? Chiar însemna moralul ăsta. Era clar că dacă noi suntem toți aici vecini, eu când, tu când o să ai doar tu apă, ne dai și nouă. Și noi când o să avem după aia alte chestii și noi tu, ne ajutăm, nu știu ce. Problema este că lucrurile astea nescrise, de multe ori sunt la preferința majorității, să zicem. S-ar putea unii de o minoritate să pluseze politicieni care să zică, păi normal ar fi să-i luăm și casa. De ce? Păi expropriere, eminent domain. Ca să fim siguri că apa asta nu mai ajunge niciodată pe mâna unui proprietar care să ne facă probleme de genul ăsta. Da, e un exemplu inventat așa acum din... Senin. Nu numai. Că nu e numai, vreau să zic că nu e numai faptul că ne înțelegem să ne dai apă. Asta este o înțelegere, nu e o înțelegere neînscrisă. Este un set de așteptări nescrise, dar în baza cărora nu poți să generezi obligații. Iar nu poți. Adică, ca să o spunem așa, din punct de vedere american, dreptul fiecărui om de a fi un ticălos este dreptul lui suveran. Deci nu există niciun fel obligația, că dacă de exemplu dintre noi, deci noi trei mergem pe undeva prin deșert și eu și cu Alex am venit cu mâinile în buzunar și Costel a venit cu un bidon de apă după el. Că așa e Costel mai prevăzător. Da? Nu scrie nicăieri pe lumea asta, orice obligație avem noi între noi, orice relație avem noi între noi, cum că putem să derivăm din asta obligația lui Costel de a ne da apă. Nu există. Ok, poate murim prin deșertul ăla. Tot nu are nicio obligație. Poate ieșim din deșertul ăla și nu mai suntem prieteni. Ăsta a fost costul pe care și l-a asumat. Da? Da, și în comunitatea asta cu izvoarele secate,
nu e deloc evident că noi mai jucăm. Deci când jucăm scenarii simplificate, cu toate celelalte fiind aceleași, ca să încercăm să reușim să analizăm ceva, sunt foarte bune exercițiile astea, nu? Ca să separăm lucrurile, să putem să... Exact, să da, putem chiar analiza, dar în realitate... De ce spui toate celelalte fiind aceleași? Ca să vezi efectul diferenței. Ca să vezi efectul diferenței. Totuși, în realitate, nu poți să pretinzi că doar tu o să ai dreptate, așa cum nici cealaltă parte nu poate să pretindă că au ei dreptate. În sensul în care într-o societate, ok, libertariană, dar când apuci și bagi alte variabile în situația aia, s-ar putea ca oamenii să nu fie așa de slabi. S-ar putea ca... De ce s-a ajuns? Apropo de Peterson, în care ce faci într-o situație foarte groaznică? Păi s-ar putea să nu ai soluții bune dacă ai ajuns din rău în mai rău în și mai rău. De exemplu, în genul ăsta de scenarii apocaliptico-limită lifeboat, în care ceva extraordinar se întâmplă și oamenii aia nu au altă soluție. S-ar putea să fie un pic și greșeala lor că n-au altă soluție. Deci nu poate să pleci. Sau că sunt acolo. Nu, da. Deci ai putea să zici, le-a dat busul o furtună și au secat alea. Ok, asta e o forță a naturii. Dar faptul că nu poate să plece, nu se înțeleg bine cu ăla, nu poate să-l forțeze pe ăla așa prin bun... Măi, vecine, dă-i și nouă niște apă. Nu, că eu vreau mulți bani. Vezi că când trece criza asta, nu ne mai înțelegem cu tine deloc. Tot felul de variabile din astea. Apropo, între ce e corect, deci ce e corect? Ăla poți să facă ce vrea. Da? Ce e corect? Ce e posibil? Posibil este că oamenii aia cumva o să înțeleagă. Bine, sunt două lucruri aș adăuga aici la ce ai spus tu. Primul dintre ele este că odată, gândeam să spun așa, că apropo de situația aia în care nu mai ai alegeri bune, adică mă gândeam așa că e posibil după ce am mâncat sau după ce am omorât prima sută de evrei, să nu mai fie cale de întors, sau după ce am mâncat primii trei pasageri din barcă, că nu avem mâncare, dar de fapt, din punct de vedere rodbardian, cale de întors nu mai e după prima înghițitură, după prima agresiune. Devii agresor după prima agresiune, nu trebuie să te duci, știi, până la 600. Creștinește după primul gând. Ok, hai să nu exagerăm. Asta ziceam... Rodvardia nu e agresiune. Exact, asta spuneam și eu. Aici suntem, aici good point. Aici facem citire după Rodvard. Da. Ziceam că asta ar fi varianta aia în care tu ești chiar responsabil de situația în care te afli, da? Dar mai există și cealaltă pe care ai zis-o, da? Le dă bus o furtună sau nu știu ce. Vine dintr-o dată o situație de genul ăsta din care nu mai ai alegeri bune de făcut. Nu mai există alegeri bune de făcut. Life. Exact. That's what it's all about. Nu, și chiar dacă admite, uite, mă gândeam la răspunsul lui Kumar la tine. Din asta lui Kumar, el tot așa admite intervențiile astea. Situații de urgență, pe de altă parte spune că doar în situații de urgență. Ce politici avem noi azi, de exemplu noi când le dăm lor iPhone, asta nu e situație de urgență. Da, și deci Kumar, dacă ți-ar concede intervenția în situații limită, nu ți-ar concede... Exact ce vedem sociale. Și știm că observația asta au făcut-o oameni mult mai deștepți de mai multe ori de mi s-a acrit până acum. Când permiți intervenții în situații de urgență, tot o să devină o situație de urgență. Ceea ce vedem la stat că face. Vai! Problem! Hai să vorbim și despre următoarele două exemple pe care le selectează Rodvard din Hayek, ăla cu puterea economică, despre care a adus vorba Costel la începutul emisiunii, da? Nu, Alexandru a zis, dar cred că ăsta e pattern. Sau nu, ai zis tu, am zis am. Ăsta e pattern, puterea economică. Pentru că și asta cu apa, și aia cu angajatul, exact pe pattern-ul ăsta veneau.
cumva și cuvântul, și aici e înapoi la tine, cumva și cuvântul ales urcă ideea de la început, și puterea economică, da? La poder, el poder, așa. Îi pot spune că are putere economică la coapa, nu că doar poate să crească prețul destul de mult sau la fel ăla cu muncitorul, știi, are putere economică, dar problema ar zice Rothbard că asta nu e o agresiune. Agresiune înseamnă inițierea violenței sau amenințarea cu inițierea violenței asupra cuiva. Agresiunea înseamnă banii sau viața, agresiunea înseamnă viol. Faptul că eu vând cu, uite, și ăsta mergea la tu e o brutărie și eu vând mai ieftin. Eu controlez circumstanțele prin care tu nu mai acționezi în acord cu planurile tale, ci în acord cu planurile mele, dacă definiția, uite cât de... Da. Încălcită sună. Deci eu dacă te falimentez, ar fi coerciție. Pe definiția Hayekiană. Da. Deși Rothbard nu ți-a făcut nimic, nu ți-am spart geamurile, nu. Mă întreb în ce măsură, știi, uite, dacă stăm să analizăm un pic așa, prin tot privind prin istorie, și mă întreb în ce măsură, că de asta ziceam, că sunt două lucruri aici. Unul e cuvântul putere, da, care e asociat oarecum, că ca să faci o violență ai nevoie de putere, cel puțin teoretic, da? Asta o dată. Și a doua chestie, mă gândesc oare în ce măsură suntem încă sub influența, să zicem, a doctrinei, influența culturală a doctrinei creștine, unde puterea în sine e văzută oarecum ca un, sau de anumite aripi ale orientării astea, e văzută ca o trufie. Să fii puternic e cumva, bine, ideea era că să fii puternic și mândru era un păcat, mândria în sine era un păcat, dar cumva a ajuns să se transfere pe asupra puterii în sine, adică e o virtute să fii slab și smerit și fără de putere, da? Nu stau să intru acum în comentariu făcut de Nietzsche asupra creștinismului ca fiind o religie creată de sclavi pentru sclavi într-o dinamică de putere în care virtuoșii nu aveau niciuna din niciun pic din ea. Și dacă e să o contrastăm puțin cu perspectiva din nou greșită din punct de vedere libertarian a eticii grecilor, unde să fii puternic era un semn de virtute. Oare cum utilitariști așa, da, mă rog. Uite, e greu de interpretat și la că te gândești, una e să spui să nu fii lacom. Da. Lacom. Și alta e să spui nu fii milionar, știi, nu fă bani, știi. Păi da, Spinoza, Pirelli. Iisus chiar îi spunea lui, știi, să vândă tot, să renunțe la tot. Da. Bine, și acum sunt tot felul de culte și, și culte creștine. Unora le plac banii. Genul ăsta de generalizări mi se pare că sunt pernici, sunt groaze, sunt întristătoare, sunt strică. Poate că poate bogatul ăla, ca să se curețe, să mântuiască, poate trebuia să dea. A, crezi că era... Nu, dar personal. Exact, asta mă gândeam și eu acum, dacă erau chestii contextuale, era ca aia cu da, Cezarul și al Cezarul, în care e un răspuns targetat și local, știi? La fel și el nu spune, aolo, să nu existe Bezos. Plătiți-vă taxele. Da, să nu existe Bezos, să nu existe nu știe. Nu zice doar punctual pentru ăla, să zicem, în proces de recrutare, știi? Și ăla vrea să bage, știi? Și, da, dacă vrei, acum, asta e. Dar asta nu înseamnă că... Toată lumea să facă. Da. Oricând. Sau uite pe ideea de virtuți, dacă vrei să... Dar poate că poți și generaliza, apropo de ce zicea Varipa. E și ceva adevărat în sensul. Adică prea e condamnată puterea în sine, mai puțin în mâna statului, dar aici înțelegem de ce, că vorba aia nu... Mă gândesc la puterea economică. Da, asta zic, la puterea economică. E foarte condamnată oricât, din toate păturile. Adică singurii care zic, domne, dacă ăluia îi merge bine, dar ce înseamnă puterea economică? Înseamnă că a făcut bani, îi merge bine, da? Își permite. Poate să facă
mai multe lucruri, gen Elon Musk. Da? Da, are avantaje, poate să negocieze, whatever, împrumuturi mai avantajoase, nu contează. Da? Negociază mai bine din cauza că are mulți bani, poate să cumpere multe deodată la un preț mai mic, whatever. Din punctul de vedere, scuze, două secunde, din punct de vedere libertarian și o să-i alătur aici și pe frații noștri obiectiviști, da? Din punctul de vedere, din aceste două puncte de vedere, ăla e un om de sărbătorit. E un om care a făcut bine și urmează să-și aroge meritele. Din punctul ăsta de vedere. Din punctul ăsta de vedere, da. Din celelalte puncte de vedere ale restului societății, ăla e condamnat, e hapsân, e spânul, e personajul rău din poveste. Scuze, vrei să... Nu, te gândești că uite și bisericile astea și catolice și nu știu ce. Au avut o bază scripturală pentru atitudinea lor, antidobândă, antibogăție. Adică există atitudinea asta. Bine, acum o să zic... Poți aduce contraargumente cu pilda talentului, cu nu știu ce. O să zic... Mă rog, nu știm noi așa de rafinat. Deci noi... Da, zi-o tare. Ia de microfon și zi. Nu e nevoie să o zic tare. E destul de groaznică, pur și simplu. Eu cred că toate lucrurile pe lume, toate lucrurile pe lume, inclusiv ce am vorbit adineauri, merită să fie trecute prin verificări și prin mintea omului, să vedem dacă lucrurile astea chiar așa sunt. Adică nu dacă e sănătos să ne lăsăm pe niște cuvinte neclare care e neclar de cine au fost scrise și care e neclar dacă sunt interpretate corect. Mă rog, mă refeream la ce s-a vorbit adineauri, da? Da, 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 la asta mă gândeam și eu că te referi. Adică, poate unele lucruri pot fi criticate, sau poate pot fi îndreptate, sau poate pot fi înțelese corect. Unii zic ce s-a vorbit până acum. Poate nu au interpretat corect. Poate ar trebui să știm mai multe, sau poate orice s-a spus în trecut de către oameni mai deștepți decât noi, ca să verificăm că nu suntem proști, să le trecem și noi prin filtrul rațiunii noastre. Noi cumva am circumscris ipotezele, știi? Adică fie o atitudine anti-lăcomie, care asta e rezonabil. Nimănui nu-i place Hagi Tudose, de exemplu, care făcea foamea, știi, doar ca să aibă bani, era iubirea de arginți, era patologică. Știi? Da, exact, să fii creștin, era patologică. Dacă... Sau dacă... Era doar zgârcit. Da, da. Sau dacă Iisus condamnă... Asta unde e pilda talanților? Nouă Testament. Dacă îl are pe Iisus în mijlocul ei, da. Păi da, dar nu mai știu dacă îl are. Era bun Gabi. Da, nu mai știu cine. Da, deci poate fi... Cred că găsești și susținere că e ok, știi, să ai bani, știi, să... Cred că găsești și asta. Hai să ne întoarcem la chestii mai ușor de interpretat și anume povestea asta a lui Rothbard. Spune așa că dacă te uiți la lucrurile din punctul de vedere al... Deci ai următoarea situație. A și B, da? Costel și cu mine. Dacă Costel... eu zic dă-mi 5 lei... Nu, invers. Eu spun ia 5 lei, dă-mi un bahar cu apă. Și Costel zice, nu vreau, că el e omul care are izvorul ăla, să ne întoarcem la idee, da? El zice, nu vreau. Moment în care eu scot pistolul și zic, ia, mai gândește puțin, ia 5 lei și dă-mi pahar cu apă. Auzi, dar pistolul nu era furat, nu? Pistolul e unul cu apă? Nu, pistolul... O de ciocolată. Pistolul este în cazul de față, eu l-am văzut ca pe o alegorie asupra statului, da? Pistolul din cameră, the gun in the room. Dar să zicem că eu scot pistolul în drept asupra lui Costel, ideea e de ce l-am văzut așa, că nu e neapărat necesar ca eu să scot pistolul, da? Dar ideea e că există acum o forță asupra lui Costel. Bun. Și Rothbard spune așa, aici, există doar două poziții pe care le poți lua confruntat cu această situație. Fie
eu sunt violent, am făcut un act de violență și trebuie să fiu oprit imediat, fie sunt perfect justificat în ceea ce fac, pentru că contracarez coerciția subtilă a puterii economice pe care o are Costel. Eu, o apărare, o agenție de apărare, trebuie fie să îl apere pe el imediat de agresiunea mea, fie să refuze să-l apere, ba chiar să-mi țină mie partea sau să mânuiască ei pistolul în contul meu. Nu există nicio poziție de mijloc. Aici avem ceea ce îi place foarte mult lui Rothbard și lui Ayn Rand, either or, sau. Eu zic că există o poziție de mijloc, asta în care statui fără pe amândoi, știi? E așa lui Apa și cred că e și situația de fapt, știi? Cam aia e fură situația. Și săraci, fură da, și cam aia e situația de fapt. Dar el spune așa că în termenii amândurilor... Un tatăl din ăla simpatic, de ce v-ați bătut? Le dă palme la amândoi. În termenii amândurilor doctrinelor, și atât cea libertariană cât și cea legată de puterea economică, această violență pe care o execut eu, da, există. Ea este ori justificată, atunci când discutăm de doctrina puterii economice, sau este nejustificată atunci când privim prin lentila libertariană. Și, cum vi se pare? În care dintre aceste două variante este corectă, să spunem? E foarte circulată asta cu puterea, știi? Chiar că e înțelepciune mainstream, că statul puternic este săraci. Viața ne pune în situație de vulnerabilitate, fără apă, iar statul e ăla care vine și ca ultimul samaritan îți dă apă. E foarte... Se face trecerea asta, glisarea asta foarte ușoară de la putere economică la coerciție, la agresiune, știi? Deci tu când citești că eu am apă și valinare, te gândești că e ca și cum l-aș lovi, știi? Asta e reprezent. Uite o chestie de zis. Aia e că a zis sau așa am zis eu. Problema. Care ar fi de multe ori abuzul de putere? Păi folosirea de un avantaj. Folosirea unui avantaj. Și aici ajungi să observi care ar fi cheia aici. Există avantaje, diferențe între oameni? Nu fac alunecare de... Există diferențe între oameni. Diferențele alea creează avantaje și dezavantaje de la caz la caz? Da. Care ar fi cheia, primul rând, etică, morală? Că asta e cartea. Dacă avantajul ăla există în mod natural, mă rog, dacă e câștigat în mod legitim, corect, da, drept. Adică ei nu ți-ar concede nici dacă l-ai fi câștigat drept, dacă tu ai săpat fântâna aia, știi? Da, trebuie să șeruiești. Da. E un argument, nu știu, și de dreptate. Uite, de dreptate, cum ar fi zvali, colectivizăm și ieșea mea apa aia, știi? Sau un argument utilitarist. Vrei să moară e? Sau? De fapt, e utilitarist și ăla. Aici, știi, Îți aduc oarecum aminte de ce spunea emisiunea trecută. Colectivizăm ca să fie apa noastră, dar nu o facem tot pentru un scop. Ca să avem apă la final, justificat. Deci el și ăla e tot un argument utilitarist, de fapt. Și. El zice că e mai mult utilitarist, pe când un argument doctrinar se presupune mai mult. Deci calitatea justificată a avantajelor obținute se derivă prin tranziție dacă au fost obținute în urma unor schimburi voluntare, fără încălcări de proprietate, fără agresiuni. Practic, nu, eu ziceam din punctul lor de vedere. Deci tu când îmi iei apa, tu îți iei ceva ce e al tău. Uh-huh. Păi nu, când pentru că percepția socialistă e la comun. Tu te-a pus de clar că e la comun ca să fie al tău. E din punctul de vedere al socialistului, știi? Ok. Sunt mulți oameni care o să zică, mă, până la urmă nimic din ce, în afară de lucruri produse
complet artificial, despre care, vai, noi nu vorbim. Noi nu suntem socialiști. Deci dacă tu ai produs telefonul ăsta... Da, sigur că da, ești. E legitim. Dar toate lucrurile astea necesare vieții, acolo vine de obicei alunecarea pe lucruri decente și nevoi de locuire și alte chestii, dar toate lucrurile astea, cum ar fi aerul, apa, păi cum să fie cineva proprietar pe ele? Și ai putea să joci și așa și să zici, ok, nu e proprietar, e administrator. De ce trebuie să ai un administrator? Statul. Ca să nu, să nu rămână gol acolo. E statul, e ca la discuția despre arme. Gun control nu înseamnă că... It's gun control. Guns. Da, it's about control. Nu, lasă. Și asta, știi? Dar gun control înseamnă că e interzis la ăștia privați, nu că e interzis la stat. Da. Era poza aia cu Obama, știi, toți ei erau cu arme pe lângă. Sau răspunsul în sensul ăsta, oh, you want gun control and how are you going to control them? Eu mă gândeam la harapalp, că spune îi aruncă apa. Nu harapalp, că nu e stătută, las că e mai încolo, e mai curată, știi? Da, știm ce se întâmplă, știi? Aș fi zis că să vorbim după aia de... Deci sunt... Mai e un lucru la care mi-a mers la suflet din analiza, sau mă rog să zicem, nu neapărat analiza, cât căutat un... ce? În papură. Căutatul nodului în papură la pozițiile luate de Hayek din partea lui Rothbard și spune poziția aia cu... Deci una dintre pozițiile pe care le-a susținut Hayek de-a lungul vieții a fost să se opună patronilor de orașe miniere, spunând că ei pot să aibă niște pretenții din astea super ciudate, despotice, care n-ar avea nicio legătură cu economia. Ce înseamnă patronul unui oraș minier? Tot orașul e al lui. E patron de mină, orașul s-a deschis pentru că s-a deschis mina, toți muncitorii sunt forțați să ia case în chirie și omul zice aici este tarlaua mea, trebuie să faceți ce vă zic eu. Și anume, dacă eu vă zic și cazul chiar s-a întâmplat, dacă eu vă zic să, ca în oraș când mergeți pe stradă să fiți la costum, păi mă aștept pe stradă să vă văd la costum și dacă nu sunteți la costum vă dau afară și de la job și și din casă. În casa asta. Ok, și un Hayekian ar zice, vai de mine, ce abuz se întâmplă aici. Un Rothbardian ar spune, păi veniți acolo voluntar? Da. Poate să plece? Liber să plece? Da. Păi și atunci, de ce încalcă contractul? Și știu că toată lumea din mainstream zice, cum poți să susții așa ceva? E incredibil. Stai că știu eu care întreb, dar dacă problema. Obligă să poarte mască. Yes, exactly. Problema este că ăla de ce face lucruri abuzive? Unde e păcăleala? Ai putea să zici că ăla chiar fraudează și e o măgărie acolo. Păcăleala e când folosești cuvântul abuziv. Hai să vezi. Ce... Nu, deci dacă ai un contract clar de la început... Nu, cred că Rothbard are în vedere situația în care nu încalcă. Da, ok, exact. Nu, adică, ideea e că nu se sucește pe drum așa, da, păcălește, că atunci e fraudă. Da. Dacă el zice, veniți aici, o să fie lapte și miere și după aia devine... Așa. Păi am învățat de la companiile Big Tech, pe a căror platformă să le șuim acum, da? Că contractul poate fi modificat unilateral cu clauză de acceptare. Dacă nu-ți convine, poți să-ți cauți altul. Nu, dar are dreptate și Alexandru, trebuie să ai în vedere și asta, că nu poți să-i faci orice. Dacă tu i-ai pus că n-ai voie să-l dai afară 6 luni în chirie, n-ai voie să... Evident, da, dacă asta, dacă dar ai pus-o. Dar Rothbard are în vedere, gândește-te că și la contractul de muncă îl discută situația în care s-a încheiat, se pune problema în renegocierii și Rothbard zice, nu ești. Hai, dacă exact, la hai. Nu mai vrea să continue, nu ești. Da, adică așteptările proprietarului ar fi poate nu-i mai țin pe oamenii ăștia. Păi când
De multe ori așteptările sunt unidirecționale. Nu asta ar fi cheia, mă gândesc aici. Lumea zice, păi eu aș vrea să mai muncesc, deci mă aștept să mai muncesc, deci cum să facem să nu mă dea afară? Și atunci, dintr-o dată, ăla, ok, are un avantaj în negociere. Dar trebuie văzut cum s-a câștigat avantajul ăla. L-a păcălit cu ceva sau nu l-a păcălit? A? Deci e o chestie de inerție. Și muncitorul are avantaj de negociere și nu te gândi doar la oameni care merg cu ziua. Nu știu dacă un exemplu bun, pentru că ăștia au un avantaj. Da, chiar au, exact. Da. Cred că au mai mult decât IT, știi, știi? E foarte greu să găsești. Pentru că sunt o resursă rară. Rară, da. Deci cu mâncare și cu un milion pe zi nu găsești. Și țigări. Ok, și ideea era așa, că în primul rând, pornind, sumarizând exemplul precedent când care dacă... în care dacă consider că puterea economică este justificabil ca să constați că s-a petrecut o coerciție acolo, atunci trebuie să îl forțezi pe Costel în cazul de față, da, să execute un schimb împotriva voinței lui. Să presteze omul și să execute un schimb este interșanjabil cu să presteze o muncă, eventual de cules bumbac sau de plătit taxe la stat ca să financeze orice fel de sistem public la care ne putem imagina, eventual ăla de educație, că toți suntem foarte mulțumiți de felul în care funcționează. Asta odată. Și ca să explicităm și partea a doua, i s-a adus contra exemplului lui Hayek, apropo de cerințele astea stupide de a veni la costum, i s-a adus contra exemplului lui Hayek spunându-i așa că cineva organizează o petrecere, un eveniment social foarte mare pentru orașul în care trăiești, numai că are cerința să vii la costum. Tu nu ai costum că e dat la curățat sau whatever, nu ai costum pentru că tu nu crezi în costum, nu contează, da? De ce? Da? Dar la această serată, pretenția este să vii la costum. Și dacă apari fără, îți va fi refuzat accesul. Din punctul de vedere al lui Hayek, acest lucru reprezintă o coerciție. De ce? Pentru că îți folosești puterea economică, respectiv accesul proprietatea ta, cum să spun, decide, puterea de a decide cine are și nu voie pe proprietatea ta, ca să îi restrângi opțiunile de socializare ale individului ăsta care nu vrea să care nu vrea să se îmbrace în costum. Vrei să spui ceva? Am să zic că dacă contractele ar fi mereu așa simple și nu crezi în costum, tot ai putea să-ți inventezi un costum, dar s-ar putea să nu fie așa de acceptabil. Poți să-ți faci un costum din alte chestii, să arate a costum, dar să nu fie un costum acceptabil. Mă rog, rescrii dilema, știi? Absolut. Rescrii dilema. Uite, mie mi se pare că seamănă poziția lui Berlin cu cea lui Hayek. Da. E ceva comun, asta cu oportunitatea, știi? Ăsta e firul roșu. Doar că Hayek e mai liberal. Mai liberal, e mai... Și Hayek ar fi răspuns la această împungere critică care i-a fost adusă de către Hamowy, da? Care și-a răspuns spunând că pentru a fi considerată o coerciție este de asemenea necesar ca acțiunea celui ce face un act coercitiv să-l pună pe persoana care a fost forțată, da, mă rog, care a fost supusă unui act coercitiv, o să vreau să folosesc exact termenii folosiți de el ca să nu denaturăm sensul, să pună această persoană într-o poziție pe care persoana în cauză o privește ca fiind mai proastă decât ar fi fost fără a fi supus acestui act, acestei acțiuni, acestui act. Bun. Lăsând la o parte faptul că pe acest lucru ai putea să-l demontezi pur subiectiv, da? În clipa în care începe să te preocupe
cum evaluează lumea, cum evaluează lumea situația, da? Deci cum evaluează lumea subiectiv, ce e în sufletul omului, ce gândește lumea, procese de intenție, adică sună foarte aproape de procese de intenție, pe care tu pretinzi că poți să le măsori. Repet, tu care ai susținut argumentul calculului misesian, da? Vii și îmi spui că poți să îți dai cu părerea despre cum privește subiectiv, cum valorizează subiectiv cineva, lăsând toată chestia asta la o parte și s-o bagi în teorie, lăsând toată chestia asta la o parte, deci numai asta ar fi fost răspuns de ajuns, dar lăsând chestia asta la o parte, hai să avem următoarea situație. Avem o serată, da? La care dacă eu nu particip, îmi pierd din reputație, îmi pierd din creditul social. Deci lumea se așteaptă să mă vadă la aceste serate, eu trebuie să apar, am o obligație pozitivă, mai mult sau mai puțin, de a apărea la aceste serate pentru a-mi păstra statutul social. Prin urmare, inclusiv eu sunt de părere că dacă nu apar la această serată, ies pe pierdere, ies pe minus. Poftim. Deci, prin urmare, toată rafinarea modelului făcută de Hayek n-a reușit să elimine obiecția care a fost adusă. Nu, nu iese din aceeași chestie, știi, că la pierde... Uite, are de pierdut, pierde oportunitatea, știi? Da. Nu mai vede lumea, nu mai are viață socială și pierde oportunitatea. O observație pe care vreau eu să fac aici este că nu reușește să câștige, nu că pierde. Da, e genul ăla de nu, am pierdut. Poți să spui chiar că pierde. Și poți să spui că tu ai un nivel, da? Așteptările lumii sunt să te vadă acolo. Dacă nu te văd acolo, pierzi. Dacă pierzi, te văd, nu câștigi. Chestii, da. Nu câștigi. Pierzi. Deci n-ai decât de pierdut. Tu ca să apari acolo e ca și cum doar dai, știi, joci apă, bați apă. Da? Nu e costul de oportunitate, știi, pierzi... Ideea e că mai vedem lucrul ăsta și la case mai mari. Dacă cineva vrea să câștige pur și simplu o dezbatere, o să facă mai mult sau mai puțin evident alunecarea asta între cuvinte, de sens, în care ai coerciție, care este forțarea cuiva, și agresiune, care este folosirea proprietății fără consimțământ. Și ideea ar fi că de multe ori lumea amestecă lucrurile astea. Păi deci, normal trebuie să-l coercizezi, să-l obligi pe un altul ca să te aperi. Da, dar dacă te aperi, nu e o agresiune. Adică eu aș vrea să existe limpede distinția asta între o agresiune, când cineva nu își dă consimțământul, și lucruri care sunt coercitive de către oameni. Că nu vorbim de coerciție făcute de natură, da, ca e de la natură. O soluție e să nu mai folosești coerciție pentru defensiv. Știi, uite, sunt oameni care așa folosesc. Cred că inclusiv Hayek. Păi da, inclusiv Hayek. Asta e una dintre obiecțiile pe care Rothbard o aduce, că el nu face diferența între folosirea coerciției sau a forței în mod agresiv sau în mod defensiv. Iar Hayek spune, cităm, coerciția, oricum ar fi, nu poate fi evitată cu totul, pentru că este singura metodă de a, pentru că singura metodă de a o preveni este amenințând, făcând o amenințare coercitivă. De-aia aș ține la mai mult la idei decât obsesia în jurul unui cuvânt. Sunt mulți oameni cărora le dai joacă pe asta și într-un fel el are dreptate. Dacă îi zici doar chestia aia, în cazul ăsta, păi ce să facem cu coerciția? Păi uite, avem toate complicațiile discutate de mai devreme. Dacă ai o limpezime în termeni, lucrurile astea nu mai sunt antagonice. Gândește-te ce definiție de Hayek, știi? Dacă ai limpezime în termeni.
Ca să nu mai vorbim de faptul că pleacă de la ceea ce am spus mai devreme și cumva ajunge la concluzia că pentru a avea o societate liberă trebuie să oferim monopolul coerciției statului. Adică ce am făcut? Ui! N-ați o frântă. Da. El zice și aia defensivă e coerciție, și aia agresivă. Da. Cred că argumentul prostat ar fi un utilitarist. Bine, Hayek este un utilitarist. Că te apără coerciție minimă, stabilă, predictibilă și cu asta trecem și la discuția despre... De fapt, două puncte mai sunt despre predictibilitate și despre generalitate. O distinție a lui Hayek e că domne, ce înseamnă o lume liberă? Păi o lume liberă înseamnă... Hai să ne gândim la ce înseamnă o lume neliberă. Păi am un Caligula, am un dement, poate fi și un birocrat, poate fi și Schwab, un dement care pe capriciile lui mă pune să fac tot felul de chestii. Un tiran, un dement, un Caligula, știi? Acționează arbitrar. Ok, și care e opusul? Da, rău ce zici, care e opusul? Păi opusul e o democrație liberală, unde am niște reguli generale. Nu mă vizează doar pe mine. Sunt despre toți oamenii. Sunt stabile, sunt predictibile. Asta e soluția. Deci reguli generale, de exemplu, să nu ucizi, e valabilă pentru... Ceea ce asta nu sună rău. Ce sună rău? Sau care e critica lui? Rău parte că nu ajunge generalitatea a regulii. Poți avea o regulă și să fii sclavi. Toți. Sclavi. La 3 ani, fiecare... Deja ai introdus predictibilitatea cu la 3 ani, știi? Okay. Sau armata obligatorie, știi? Valabilă pentru toți. E o regulă generală. Ne-ai vorbit deja de sclavie? Da. Dar interesant. Uite, Hayek e totuși un om iubit și asta și în lumea libertariană. Dar asta mi se par obiecții importante. Discutăm despre predictibilitate. Când un om de afaceri vrea să pară deștept, vorbește de predictibilitate. Dom'le, n-avem predictibilitate. Și următoare zice, păi și dacă aveai predictibilitate, te bucurai mai mult, știi? Dacă tu știi că vei avea armată obligatorii peste 3 ani sau suntem sclavi peste 3 ani sau cresc taxele peste 3 ani, predictibil. Da, înseamnă că e mai bine. Adică nu ajunge nici predictibilitatea? Asta voia Hayek. Nu vreau capriciile unui birocrat sau ale unui Caligula. Vreau predictibilitate, nu caprici. Vreau reguli generale, nu vreau capriciile ale individuale particulare. Da, cam asta două ome rămas. Da, poate că pentru un om de afaceri, ca să-i meargă afacerea, predictibilitatea aia, chiar dacă presupune agresiuni, pentru el să fie... Bună. Doar din punctul de vedere al afacerii să fie bună. Aici observația ar fi că foarte mulți oameni se uită cu admirație la oamenii de afaceri, unu pentru că au succes și doi pentru că sunt în stare să-ți prezică efecte economice. Dacă o să se întâmple cu tare, o mine o să mă afecteze așa, mulți o să fie afectați în cu tare fel. Este incredibil. Ideea este că nu e de ajuns să preziți lucruri economice ca să nici fie un lucru drept. Nici acolo nu le dibuiesc mereu, știi, că de-aia e falimente, de-aia e. Nu e și distinția asta lui Mises între antreprenor și economist. Antreprenor e cineva care face profit. Vrei să faci profit? Cum îi fac? Păi nu știu, caută pufuleții în Oradea, fac acolo o fabrică sau eventual vând acolo. Asta face un antreprenor, face profit. Ce face un economist? Un economist descoperă legi despre lume. Știi? Nu se suprapun cele două funcții. E posibil ca Mises să nu-ți gestioneze o consignație, e posibil ca unul care face miliarde să nu înțeleagă controlul prețului. Știi? Sau chestii de astea. Nu mai zic de crizele economice sau ce sunt banii, știi? Chiar dacă el are stă pe grămadă. Deci nu se suprapun cele două. Noi citim ziarul financiar, aduc ăștia în niște patroni să ne mai spună socialismele pe care nu le spun ei, știi? Sau acelea socialism. Sau pe care le-au citit tot în ziarul financiar, știi? Stai că vine aia cu ne aduc lumină. Mă rog. Am crezut că e importantă precizarea asta. E. Că prea ne uităm la antreprenorii. Oh, e patron. Și dacă e patron? Patron înseamnă că ține costurile sub control, că face predicții bune privind cererea, știi? Sunt skill-uri care nu presupun teorii, cunoașterea teoriei, știi? Legi despre lume. Nu.
pur și simplu ochiometric a înțeles niște chestii. Motivează angajații, știi? Dar nu înseamnă că el știe economie și dacă le faci niște chițuri de astea pe salariu minim, pe nu știu ce, o să vezi că sunt varsă. Sunt poate peste medie puțin, știi? Peste medie, dar nu... Hai să îl și cităm poziția lui Hayek ca să nu fie nereprezentat complet. Pune așa, batem cu un om de pe așa, da. Coerciția pe care guvernul trebuie însă să o folosească este redusă la guvernul sau statul, cum am mai vorbit, este însă redusă la minim și făcută pe cât de puțin intruzivă posibil, restrângând-o prin niște reguli generale cunoscute, astfel încât în cele mai multe dintre circumstanțe, un individ nu trebuie să fie, nu trebuie să suporte un act coercitiv decât dacă s-a pus singur într-o poziție în care știe că în care știe că va fi supus unei act coercitiv. Chiar și atunci când coerciția nu este posibil să fie evitată, ea este cumva, să zicem, castrată de efectele cele mai rele pe care le-ar avea, fiind restrânsă la niște datorii limitate și predictibile sau măcar făcute independente, deci făcute să nu depindă de voința arbitrară a unei alte persoane, fiind făcute impersonale și dependente de niște reguli generale și abstracte al cărui efect asupra indivizilor particular nu poate fi prevăzut în particular, da, la momentul în care sunt scrise aceste legi, chiar și actele coercitive ale guvernului devin date pentru individ, astfel încât el să își poată face planul. Pre exemplu. Să presupunem că trăim într-o societate în care singură act coercitiv al guvernului este ca o dată pe an să te prezinți în față la ANAF cu 3 vaci și un purcel. Atâta și nimic mai mult. Fiecare individ care trăiește în țara asta trebuie să se prezinte în față la ANAF cu 3 vaci și un purcel. Tu știi. Nu se poate prevedea ce acțiune poate să aibă asupra fiecărui individ. Da? Nu e o lege dată cu dedicație. Da? Nu se poate prevede că Dragnea, de exemplu, nu poate să facă rost de 3 vaci și un purcel în fiecare an. Sau Becali. Sau nu știu. Să zicem. Da? Bine, Dragnea are ăștia de porții. Nu, dar am dat niște exemple de nume. Popescu, de exemplu. Da? Nu se poate prevede. Deci, prin urmare... bifează și categoria asta, da? Individul cunoaște că trebuie să facă rost de 3 vaci și un purcel, prin urmare, dacă evită chestia asta, el se plasează într-o situație în care urmează să suporte efectele respective. Sunt clare? Da. Sunt limitate? Da. Sunt predictibile? Da. Reprezintă o coerciție nejustificată? Da. Da, mi se pare că cheia la multe intuiții de genul ăsta sunt legate de inerție. Deci oamenii, într-adevăr, de multe ori vor lucruri predictibile. Nu mai schimbați legile așa mult, auzi. Deci nu zice nimeni, lăsați-ne liberi, că nu opriți doar agresiunile. Ei zic, nu schimbați legile. E predictibil că nu zic asta. Da, ok, good. Și într-un fel oamenii au dreptate, deci e ca și cum tu te dai cu Sania, îți iei inerție pe derdeluș și la un moment dat apare unul în față și zice, păi ce, eu n-am dreptul să stau aici? Sigur că ai dreptul, dă-te că venim peste tine. Ideea asta, intuiția e fizicalistă.
Da, intuiția oamenilor este, mă, eu îmi fac o viață în orașul ăla minier, îmi fac o, niște rate, lucruri din astea pe care, care sunt haioase în podcasturi de discutat, nu, da? Nu, sau poți să închizi, îți închide restaurantul, știi, dacă îți dă niște reguli, nu știu ce, europen, asta da. Tu ai, trebuie să închizi, că nu, nu îți permiți. Da. Să ai chiuvete, nu știu de care și... Dă ouă, da. Da, intuiția e, pe de o parte e bună. Nu vrem să ne întrerupeți inerția. Acum, ce am comentat noi în toată emisiunea, din ce e făcută inerția aia? E ca și cum tu ți-ai face o mașină. E frumos să aibă mașini toată lumea, da. Liber l-a făcut mașini. Toată lumea își face mașini și după aia zice să vină cineva să ne oprească că nu ne-a dus capul să ne punem frâne la mașinile astea. faceți curbele mai nu știu cum, faceți niște spirale să ne mai oprim și noi că... mă rog, înțelegi? Deci toată lumea s-a aștepta, mamă, mergem, zumzăim de colo-colo să fie super. Ei nu s-au gândit, bine, simplific și sunt răutăcios, dar ideea e că trebuie să te gândești și la cum trebuie să, cum te oprești. După aia, de ce trebuie să te oprești? Că asta e toată esența discuției. Te oprești că ți-a ieșit unul în față, ăla are dreptul să-ți iasă în față sau nu? A, de ce goneai pe acolo? Pe un trotuar. Are dreptul să meargă un pieton? Da. Tu ce cauți cu mașina aia pe trotuar? Foarte, păi mergeam și eu încet, ca și cum aș avea un coș mare de pufuleți, eu pot să merg cu el. E mare cât o mașină, dar nu strică nimănui. La fel de bine poți să mergi cu o mașină. Da? Dar nu te aștepți să te zădea lumea la o parte că ai tu inerție. Asta mă gândeam e. Că dacă eviți, poți evita pericolul dacă ar mai fi crima aia, știi? Puteai să nu treci pe acolo, de ce n-ai trecut pe partea aia altă, știi? Da, ce? Hai gitară. Dacă n-ai am mâncat dreptul, în funde, s-a urcat în copac. Nu, hai l-am salvat pe șoferul ucigaș, nu? Depinde dacă ai era dreptul. Evitabil? Corect, era evitabil. Bine, primul rând că ăla e mor, știi, nu poți mai... Întrebați-l. Mental Gustafia vorbește. Da. Uite, aș mai spune un lucru ca un fel de linie trasă și între Berlin, Hayek și poate și are legătură și cu discuția pe care am avut-o capitolul trecut. Și are puțin legătură și cu ceva ce am zis un pic mai devreme. Dacă ești foarte atașat de o idee, atunci tu poți ajunge în premiza în care nu examinezi consecințele argumentelor sau principiilor pe care le enunți aplicate consecvent. Care e principiul pe care spunem noi Rothbard deontologii în general, da? O acțiune este intrinsec bine sau rea. Ea în interiorul ei își conține caracteristica. Dacă trebuie să te uiți și la alte lucruri, atunci cel mai probabil nu ai definit conceptul de acțiune foarte bun. Deci, ca să fim înțeleși, dacă eu îl împușc pe Alexandru, da, dacă eu îl împușc pur și simplu pe Alexandru, acțiunea în sine nu este că eu l-am împușcat pe Alexandru. Este și contextul din jurul ei. Am răspuns la o agresiune sau nu am răspuns la o agresiune? Acțiunea în sine își conține contextul, după care putem să aducem în discuție și problema proporționalității și așa mai departe. Ca să fie de înțeles, atât Berlin cât și Hayek cad în capcana asta, da? Berlin a ieșit cu o teorie din care putea să iasă cu ideea că omul e mai liber pe măsură ce renunță la dorințe. La dorințe. E cu atât mai liber cu cât renunță la dorințe. Și nu s-a gândit atunci, a trebuit cineva să-i atragă atenția și mai târziu a revenit asupra ideii, adică până și lui se părea ridicolă. De ce i s-a părut dubios? Nu știu, poate era prea apropiată de budism, habar n-am. Era o prostală, ce sună ciudat în asta? Că domnule, o te rezolv, ești mai liber. Deci ideea că nu-ți mai propui deci chestii. Scopul meu, nu, e, deci e ca problema... Și cum, păi mori, ești în echilibru. Problema este cum? Că ai pus, dacă tu pui problema astfel încât eu pot să ți-o rezolv printr-un non-sequitur, înseamnă că ai pus problema greșit. Exemplul cel mai clasic e ăla cu reducerea avantajului, reducerea
diferenței salariale între bărbați și femei. Da? Dacă eu pot, dacă tu ai o problemă cu diferența salarială dintre bărbați și femei, înseamnă că m-ai pus problema greșit. De ce? Pentru că tu vrei să le dai mai mulți bani femeilor, pe când eu pot să-ți rezolv problema pe care mi-ai adus-o angajând niște bărbați și plătindu-i prost. Da? Și în felul ăsta am coborât salariul mediu în jos până când nu mai e diferență. Am redus diferența la zero. A, egalitate, da? În sărăcie? Sau? Egalitate în sărăcie. De obicei așa se întâmplă. Da? Ideea cu Berlin era în felul următor. Tu vrei să maximizezi bunăstarea omului. Da? Și ai ajuns într-o situație în care eu spun că felul în care ai definit tu libertatea presupune o soluție care nu maximizează bunăstarea omului, ci chiar o reduce. Adică dacă pe ăla îl înveți cu lipsurile, e mai liber. Acum decât dacă îi dai. Cum define el pe vremea aia, pe aia pozitivă? Ce zicea? Că să nu fie constrâns de... fără obstacole. Da, fără obstacole. Deci când nu mai aveai dorințe, nu mai aveai, păi nu mai nici aveai obstacole? Nu mai aveai nici obstacole. Obstacolele apar în calea unui scop, știi? E logic. Dacă nu mai ai scopuri, nu mai ai obstacole. Ok, asta ar fi fost una de la... De fapt, nu mai ai obstacole pentru că nu mai ai dorințe. Da, asta ar fi fost cea de la Berlin. Cea de la Hayek am văzut-o în momentul în care s-a pus problema schimbului coercitiv din povestea cu... cu așezarea aia și cu monopolistul la apă. Da? Dacă acolo prețul tranzacției, deci problema era, domne, prețul, mă înțelegi? Prețul e prea mare. Prețul este prea mare. Da? Ai simțit. Însă, dacă ăla nu avea monopol la apă, deci o soluție din afara problemei, rezolva problema. Deci Hayek vrea să rezolve problema coborând prețul, pe când problema se putea rezolva importând apă. Da, dar se poate redefini, redesena exemplul în așa fel încât ăla e singura soluție. Da, nu poți să importi, tra-la-la. Nu puteam importa, era, nu știu ce. Am înțeles, numai că el a definit exemplu ca și cum s-a ajuns în problema aia, da? Uh-huh. Că dacă te duci undeva unde e monopol, nu mai poți să mai vii cu pretenția că ai acces la apă. Uh-huh. Tu o să cași și ceilalți. Păi da, 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 păi de asta spun. Că dacă au, deci ideea e că tu ajungi în situația asta pe un anumit drum. Pe un anumit... Și în drumul ăsta nu ai de ce să nu presupui că nu poți să care apă din altă parte. Așa e construit. Da. Așa e construit tocmai ca să ideea... Știam că o să spui chestia asta, numai că problema pe care eu vreau să spun este că el se focusa pe tranzacția dintre două persoane și spunea că prețul e incorrect, de când problema în sine... Dacă e imoral, nu pe când, nume incorrect, că altfel el era, e bun, deștept, economist. Problema în sine se putea rezolva prin concurență, ca orice aia monopol, știi? Sunt astfel de situații, că uite, de-aia aduc utilitariștii exemple de astea și tu trebuie să iei de humor ne sfătuia când dezbatem, de exemplu, vina aia cu... troleibuzul, cu trolei problem, știi? Umăr zicea, domnule, aici discuția nu e despre manetă, cum era maneta și cum... E clar ce vrea să spună chestia. E un contraexemplu adus de utilitariști la deontologiști. Ce faci? Omor unu sau omor cinci, știi? Eu aș fi zis că e de fapt invers, că utilitariștii sunt aia care nu reușesc să rezolve problema. A nu-i dă o soluție, din punctul lor de vedere, salvează mai mult, știi? Dacă se duce... Țin. Deci, dacă se duce spre un milion și o dai spre unul, îi zic, uite, noi ți-am salvat. Da, ți-am bifat. Deci, dar și utilitaristul poate să spună, da, dar eu n-am omorât pe nimeni. Păi și ce utilitate e asta? Nu! Deontologistul spune, eu n-am omorât pe nimeni. Adică eu nu trag de manetă și prin urmare n-am omorât pe nimeni. Eu, repet, n-am omorât pe nimeni. Da. Asta e răspunsul deontologic. Da, okay, yes. Aici trebuie, da, cântărit în... După cât ți-ai omorât? Da, am salvat, da, dar eu n-am omorât pe nimeni. Da, dar trebuie să fac în situații de criză, da. E destul de puternică la utilitarist, știi? Adică oamenii răspund la un sondaj, mai făceam și eu sondaj, da, dacă îi pui în... Vezi, în carantină, știi? În... Erau pro-restricții. Stai că e libertate individuală. Nici dracu n-a gândit așa, știi? Trei oameni au gândit așa.
Nu, ideea era că trebuie să te uiți la point, ori pointul lui Hayek e na, ăsta. Din situație limită. Domnule, ce facem? Păi mie nu mi se pare că e din okay situație limită. Adică el ajunge să justifice și taxarea, ajunge să justifice și draftul, ajunge să justifice cam multe până la final. Și numești Constituția Libertății. Păi ca să ai oportunități de dezvoltare. Vezi, depinde foarte mult ce țintă îți pui. Dacă vrei, ce vrei să maximizezi? Utilii ăia inefabili sau bunăstarea măsurată în bani sau libertatea omului de a alege? Uite și la el cât se chinuie și cu definiția coerciției și cu... Deci pozițiile astea contradictorii sunt... Deci au dreptate logicienică. Dacă ai băgat o contradicție într-un sistem, l-ai bușit și s-a ales praf. Uite cum se chinuie. Stai, coerciție să nu-i stric căruia planul și nu știu cum. Și la rând bate foarte clar, știi, nu... Iniția violența, știi, nu amenința cu iniția violența. Orice om înțelege asta. De na. Eu contradic. Uite, eu aș cita în încheiere... Dacă tot am adus vorba de Constituție, aș cita de Constituția Libertății. Aș cita poate cel mai important articol din Constituția adevărată a Libertății, care spune și oarecum se ocupă și de problema pe care o aveam noi mai de mult cu cine ne apără de ruși și așa mai departe. Ziceam că cel mai important articol din Constituția Libertății zice așa: o miliție bine reglementată, fiind necesar, imperios necesară pentru existența unui stat liber, dreptul oamenilor de a avea și purta arme nu va fi restricționat. Will not be infringed. Will not be infringed. Al doilea amendament din Constituția Americii. Acestea fiind spuse, pentru Alex Hiriac, Costel Săvărache, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi, vă mulțumim pentru atenție și răbdare, vă urăm libertate în sensul de... Nu în agresiune, de absența... Tradițională a fost absența constrângii, după rog, dar putem spune că e absența agresiune. Că e mai bună decât toate. Act accordingly.